Ne-am consolidat azi, ne-am convocat azi de atâta ca noi, într-adevăr, să vedem care e pentru organizație și care merge, știi, la indicația cuiva. Prima întrebare e ce înseamnă un mic raport la fiecare președinte, ce măsuri, ce activități s-au trecut, adică numărul, care am spus la dumneavoastră, numărul de care am de război, care a fost după război și care au căzut pe fiecare de lucruri. În prezent, câți veterani de război, câte nici cum ai, aveți așa informație, sau dat, sau lucrurile de nou, câți au fost, la câți mi s-au repuzat, au fost lipsiți de drept, care nu sunt veterani de război. Și pe noi ne interesează tare mult lucru, că au avut peste bloc și ce, și sudul, că mulți, pe multe, mulți veterani de război după război, de a noștri, camarazi de armă, s-au trecut din viață după război până în pace. Dacă aveți o notă informativă, cât de mică, aproximativ, așa, fiecare om, cam cât sunt la după război și până în prezent, băieți s-au trecut de viață. Înțelegeți. Și face foarte precar, mulți sărășie degradează orice om și el după asta și ar fi deputat. Eu sunt cost informația să o dăm la urmă. La urmă. Cred că adică mai actuale să începem. Da, tot actual. Eu sunt un veteran de război din raionul Râșcaș. La evidență, la Râșcaș, noi, după război, era 320 de participanți de război. Acum a rămas în viață 360, 46 de băieți ocupați în viață. Noi în fiecare an ne petrecem toate minte care au dat o marcă. În perioada asta noi am făcut monumentul pro primul afganez, Cernobâl și Transnistria. Cât e posibil, facem ajutor. Cu câțiva băieți noi am îngropat de-amă din contul propriu, că nimeni nu ajuta. Eu, ca președinte, stăruim totdeauna să nu ne implicăm din numele veteranilor în politică. Am spus la băieți, la veterani, voi aveți părere, voi ca persoane fizice. La mine sunt băieți, veterani, primari și de la PLDM, și de la PD, și de la socialiști. Principal, am spus lor așa, noi trebuie să totdeauna să hotărâm toate întrebări și aparține întrebări, în primul rând, sociale, la veterani. La uniuni. Uniuni veterani. Tu, dacă ai părere ta, n-am, PLDM, PD, socialiști, asta proprie, să nu îmbrace în uniformă, dacă vrei, du-te în civil. Sunt și consilier, eu sunt consilier raional de la socialiști. Niciodată eu n-am prezentat de numele veteranilor de Râșcani, că iată veteranilor de război, de Transnistria, hotărât același. Niciodată. Și am interzis la tot. Și am așa, cum, propunere că veteranii noștri să nu niciodată să nu îmbracă uniformă, iar acum sunt cazul, îmbracă uniformă și se prezinte din numele veteranilor la televiziune. Că ia ca veteranul o hotărăce. Măcar niciodată nu a strâns, nu a spus că ia ca este așa propunere, de făcut așa. El singur, din numele lui, se începe să vorbească. Manifestări politice. Deci. Manifestări politice. Da. Și statutul parcă este, că noi nu implicăm în politică. Da. Și noi vorbim în privința asta de uniformă. Trebuie strict să știm când poate îmbrăca acea uniformă. Da. Asta e o propunere, practic, asta la domnul, la TES. La TES, noi care am discutat neoficial, am discutat afară. Și domnul trebuie asta să se ocupa de... depus în vedere și s-au prins două hotărâri oricare. Dar scopul nostru ca organizație obștească veteranilor să totdeauna zășeșeale interese veteranului post-sociale probleme. Ia ca asta. Cel mai principal scop
Și n-are păsat care partidul a civil la putere, așa, așa. Noi, treaba noastră, în 92 am făcut. Și ei acum trebuie să susțină pe noi de atunci, că noi am apărat independență, unitate, republicii Moldova. Și noi nu suntem datori acum să lăjiți pe calor, cum spun. Noi suntem literari. Ei trebuie să gândească și să facilitate organizații care noi, în 92, am făcut pentru țară. Așa, propunerea mea. Eu am să discut din partea și interesele a unui unii și din partea veteranului din Soroca. La noi, la ziua de azi, adică participanți 620 de oameni, dintre care 12 de ani au plecat altă lume, i-am văzut tot. În orice caz, la noi, cât de cât organizația e foarte puternică, în Soroca, face multe măsuri, am întâlnit, pentru veteran, pe ce vă ajutăm. Ultimul eveniment care l-am făcut noi acum, în satul Ioșnița, am deschis un monument la un veteran care a căzut și mai precis a dispărut pe câmpul de luptă, starșii, domnul starșii. Și a făcut un monument extraordinar. Domnul fost ca băieță, domnul președinte, fost tot asta. A fost un eveniment puternic la noi, a fost acolo. Așa, cât de cât se fac evenimente la școli, s-au deschis multe. La noi, tot ca și la Rășcani, cum a spus domnul, la noi monumentele am făcut și la Afganești, tot noi ne-am bătut capul acolo. Am făcut monument a veteranilor de război din Transnistria, a veteranilor din 41, acum, stă monumentul ăla din 41, stă în centru, înainte la primărie. Acum. A să facă zgumață, a să facem tot cum e după lege, după tradiții, cum se cuvine. Și a să mutăm de atâtea, a să știu, și a din Cernobâl, băieților. Avem toate patru monumente, toate patru în centrul orașului. Că 41 poate nu am noi monumentul cel acolo, dar știți cum e lângă piața centrală acolo. Se fac evenimente, distracțiuni, pun scene, beau, mănâncă, stuchesc, știți cum. Și nu e frumos asta. Și de-aia am hotărât la consiliu, că eu sunt consilier orășenesc, am primit hotărârea și cu timpul de-aia sunt niște proceduri legale. A Ministerul Apărării, de la acolo și mai departe. Ce încă? La ziua de spui cu legitimația de care acum nouă. Au primit 219 băieți, au primit, și 15 sunt acțiuni acum, trebuie să le fac. E cât de cât, organizația lor puternică, blagătărea lui Alexandru Cipciuc, el știe și cum are legături mari și face tata, și la noi, organizația cât de cât e normal. Facem evenimente, ne întâlnim în afară de adunări care le avem la organizație, întâlniri, manifestări. Suntem apolitici. Nu, noi, de la bun început, când domnul Maican era președinte, acum e președinte de onoare, până când o să pot, că sunt niște momente care, cum a spus și domnul de la Rășcan, că noi deodată, din start, am spus, dacă țineți minte, că suntem apolitici. Fiecare își face personal ca să discute, să ducă treaba lor. Și cum a spus și de formă. Asta eu înțelegez cum nu trebuie spus că sunt veteran. Dacă m-am văzut pe formă și se vede și am tărit și medalii sau ce acolo am, îl cunoaște deodată că e veteran. Și asta e fața să o cotez. Dacă am venit în formă, înseamnă că și eu reprezint organizația unui veteran de război din Transnistria. Și nu e corect așa ceva. Și ce-a fost acum în ultimul multe evenimente, dumneavoastră sunteți la curentă. Și eu chiar am să spun că m-a șocat faptul ăsta și vreau să spun un moment. La tribun,
Vă dați seama, eu câte ori de când îl știu pe domnul președinte, niciodată nu l-am văzut așa să discute. În șer de el am un zeu, la așa stă, să-l aud și grește. Acolo așa, 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 înseamnă că au avut oricare interes, eu s-o pot, numai așa. Mai mult nu spun nimic. Noi sunteți oameni maturi, sunteți slavă Domnului. Așa că tema asta nu vreau să o ating, că nu vreau să discut undeva. Asta noi suntem aici, noi, nu trebuie să scotem râsul din casă, să ne aud de cineva să stea. Asta e, mă rog, alt interes. Și cu uniforme, cum o spun domnul Larișcan, trebuie să primim o decizie când se îmbracă și cum se îmbracă. Iacă, am văzut cum se îmbracă, dar e clar, dar la și manifestări. Pe viitor, eu spun, cum a spus acum afară, că domnul a spus, dacă cum a spus. Ce încă? E asta așa, principal. Și cumva trebuie, cumva, cred că e... Domnul președinte de onoare, domnul Mecan, el ca tare de mare trebuie să și cu congresul, a trecut de timpul. Congresul în 15 octombrie, noi l-am trecut pe 15 octombrie 2016. Avem 2 ani și ala, acum să avem 3 ani, peste un an, 2 luni, 3 luni. Domnul președinte, eu țin minte, atunci îmi pare că a fost congres extraordinar. Da. Da. Tot așa ești poate și așa, sunt niște momente și niște întrebări care se trebuie. Organizația trebuie să meargă înainte, trebuie să ne mișcăm, să hotărâm întrebări, să cineva să reprezinte organizația undeva trebuie, că nu mai interesele proprii să apere. Dar noi, băieți, noi îmbătrânim, noi mâncăm, suntem în mișcare, suntem că în, mă rog, cât de cât încă suntem. Dar, știți situația la test? La test e greu. Care material ăsta, care sănătate? Dar sănătatea nici nu se discută. Așa că de atâta trebuie, ori de făcut un consiliu, nu politic, am de un consiliu al Uniunii, tot extraordinar. Și acolo să participăm la vot să petrecem extraordinar. Da. Propunere să facem. Da, eu practic, eu am spus, eu spun așa și fiecare are în suflet și fiecare vrea să spune. Și eu ies propunerea ca să schimbă și să primim niște hotărâri și niște schimbări în organizație. A Consiliului de Zona de Nord, în nume de ceea ca să ne sfătuim, să auzim opiniile, pentru pe data de 13 iulie se pregătește ședința Consiliului Național Modelor Profesional, deci noi vrem să vedem opiniile, propunerile, sugestiile dumneavoastră ca să pregătim Consiliul Național, care va fi făcut pe data de 13 iulie, și este toți invitați la Chișinău. Deci fiți deschiși, să spuneți tot ce e cine doare, toate problemele care eu la urmă am întrebat. Eu reprezint organizația de la Ofița, a veteranilor de război. În organizație au fost 240 de veterani. Pe parcursul acestor ani de 92 până acum au decedat 22. Unii au plecat din organizație, tot au plecat în altă țară. Am la moment sunt 217. Din 217 au perfectat legitimațiile de tip nou veteran. 126 și în curs de perfectare încă 36 de persoane. Practic 70% din veterani au trecut. La 7 li s-au refuzat, adică informații în Ministerul Apărării. Și 3 persoane care au primit refuz din cauza și ei că, adică, ei au fost dezertori și au părăsit locul de luptă, anume detașament. Eu cu o persoană, personal, m-am ocupat și vreau să vă spun, că aici este un pachet de documente. Băietul ăsta, în anul 2014, când a ieșit la pensie fiind polițist, o luat și s-a dus și a făcut demersuri la Ministerul Apărării. Și are 3 documente unde este scris cu ștampilă șefului de arhivă 2 și unul a secției de cadru, unde este scris al Pinecu, că el a participat ca participant, a fost în unitatea militară, este ordinul din unitatea militară și unitatea militară a fost acolo.
Eu nu înțeleg, ori în comisia aceea noastră o leacă dorm, ori pur și simplu ei trebuie înviorați. Era acolo o persoană care nu s-o ocupa, dar mai mult s-o ocupa cu conflictele între oameni, pentru că dacă sunt trei documente și este și libretul militar unde este scris că el s-a eliberat după, anume după conflictul armat și este scris tot. Dar ei spun că el a fost dictator. Și fel de document au găsit sau și fel de ce. Noi doar știm că erau și așa care mai serviu, erau și de ăștia. Cine știe cum a vrut unul să apere un comandant, că i-au fost eliberați patru la domiciliu, i-au dat învoiere, trebuie patru s-au dus, trebuie patru au venit. Da. Cel mai interesant, că până la urmă, el a rămas că o părăsit locul de luptă. Nu, eu am pregătit un pachet de documente, că nu e reprezentantul nostru, dar eu am să-l trimit pe în mod oficial și am să văd răspunsul. În afară de aceasta, am vrut să abordez și o întrebare referitor la ultimele evenimente. Că noi ar trebui, statutul nostru este statut și înainte de a ieși la tribună și de a participa la diferite măsuri, dacă spui despre organizație, despre Uniune, trebuie să spui din după ce ești împuternicit de către adunarea, adunarea generală. Dacă nu ești împuternicit, nu ai dreptul să faci lucrul acesta. În afară de aceasta, noi cred că este o propunere, de că am discutat asta afară și colegii cu susțin că înainte trebuie să, anume, să punem punct pe zilele când noi avem dreptul să ieșim în uniformă cu medalii și să-i reprezentăm ori organizația locală, ori organizația regională. Asta trebuie să fie 2 martie, 9 mai, da, 27 august, poate să fie și ziua poliției. Asta zile cele unde putem să ieșim și în uniformă, cu medalii, cu tot. Altă întrebare, și aș pune asta în discuții, dacă cineva, din conducere, n-are de pași, sau de veteranii noștri, iese acolo, la tribună, nu în zile cele care sunt sărbători oficiale în formă, și face declarații, eu cred că trebuie depus întrebare de excludere din rândurile Uniunii. Domnul Alexandru. Domnul Alexandru, ia ca propunerea care vă spun, ca să evităm întrebările politice, noi propunem așa, că dacă cineva din Uniune, fiind membru al Uniunii, iese în uniformă cu regalii, cu medalii, n-avem nimic contra, numai dacă el iese și la o manifestație politică, nu în zile cele când are dreptul, eu cred că aș putea depus întrebarea despre excludere din organizație. Pentru că sunt întrebări politice și sunt probleme sociale. Noi apărăm interese sociale și ne străduim ca fiecare din noi, pentru că conducerea poate să schimbe și din alte persoane. Și ca să nu facem noi conflict între organizații și între conducerea Republicii, mai bine să nu ne implicăm într aceasta. Eu vă spun că întâi în raionul Ocnița au fost comuniști, pe urmă socialiști, din alt punct de vedere, și la cei mă adresez, și la ăștia, și întotdeauna primesc un ajutor. Noi petrecem diferit, pe 2 martie numai decât ne întâlnim și petrecem o adunare generală, facem o masă de pomeniri, venim la monumentele persoanelor care sunt decedate, facem un ajutor material, față de veteranii de război care și niciuna din conduceri care au fost la raion nu ne-au refuzat. Numai din cauza și că noi nu ne implicăm politic în toate manifestările și nu îi dăm la nimeni din trân și facilități. Așa că eu propun anume așa. Și asta fie foarte bine și noi întotdeauna să putem să promovăm problemele noastre sociale la nivel republicii și la nivel local. Stimați veterani, colegi de armă, onorat prezidiu, deși răună se jurie, deși situația ca atare, în câteva cuvinte, deși la ministru a fost de punct de vedere din partea Ministerului Apărării 368 de persoane și din partea Ministerului Afacerilor Interne 150 de persoane. Sunt 20. La mine sunt mai multe acolo. Prima listă care o am scrisă de mână de la Comisariatul
de poliție. Deci, în total, deci au fost undeva la 490 de persoane și reședeat în perioada asta de 27 de ani de acolo, deci mulți au decedat. 364 de listă. Au decedat undeva la 64 de persoane. Au rămas în teritoriul Qatar de acum persoane reale, în cadrul organizației circa 264 de persoane, deci cu, tot cu poliția la urmă. Deci, după câte vedeți, un număr foarte mare de veterani au decedat în perioada respectivă. O parte au plecat pentru căutarea un trai mai decent, mai bun peste hotare. Și astăzi avem și ce avem. Dintre niște priveste cu perfectarea legitimațiilor, adică legitimațiilor noi, deci la momentul de față, deci au primit undeva 114 legitimații noi, dintre care sunt în examinare 50, da? Încă 50 de legitimații sunt în examinare, adică care merge procesul de examinare pentru a primi legitimațiile. Deci, iată, pe scurt, informația dată. Și privește probleme de altă natură. Eu n-am fost niciodată fățarnic, n-am fost lingustor, mă cunosc lumea de 92. Prima noastră organizație a fost Sângerei, care o adera la organizația în capul Republicii, încă organizată Leașincu. Ion, pe urmă, Divinitatea Combatanților, Bulat, Grigoreacă, Ticerăv, în 2001, deci am trecut în sub conducerea domnului Măcan, care, bravo lui, a ținut atâția ani, cum se zice, organizația, s-a dus un lucru enorm. Deci, înțelegeți, noi suntem și noi diferiți, și caracteri diferite, și, mă rog, schimbări tot timpul, planul viața asta socială, permanent, e schimbare, e o viață conflictuală, așa, dacă să vorbim noi. Azi, la puterea un partid, mâine alt, e foarte greu să te manevrezi cu organizații, cu atâtea mii de oameni și ca să nu cazi în plasă. Adică să nu cazi prins de un partid, de una de alta și ei și noi azi. Știți foarte bine la momentul de fapt. Ei, mă rog, astea de a să meargă la diverse alte derogate. La fel, domnul Lupașcu tot depune stărâințele sale. Eu, curat, am avut noi mulți pe zona de lor, dar ca dumneavoastră, cum stărâi să mișese, și ați întotdeauna, deci ședința Consiliului Zonal, deci trebuie să iei mai înainte, că, dar totuși, până la urmă, trecut alegele, una alta, deci iată totuși iată ne-am adunat, deci e cam greu să noi ne adunăm. E clar că e timp de vară, lucruri foarte mult, alții nu pot veni, dar o parte s-au dezamăgit, dar știți una că eu tot timpul am predat la orice ședință și la Chișinău și aici când ne-am întâlnit, să fim uniți. Pentru că dacă mai pierdem și lucrurile astea de bază, unirea între noi, atunci, să știți că toți anii ăștia s-au dus în vânt. Uitați-vă, uităm unul la altul, care a măsurit, care a bătrânit, care de o boală, care de nevoie, care probleme diferite. Și dacă mai pierdem și acest moment, încrederea noi între noi, deși să păstrăm, cum iată dumnealor, totul, să păstrăm în unii, indiferent de apartenența politică, în mod individual și personal. Nu se trebuie să mă amințați pe răună Sângerei. La noi sunt multe viziuni politice, ca om, persoană aparte. Dar noi niciodată n-am avut conflict. Iată-ți de față, niciodată, pe tot timpul așa ne-am vorbit. Băieți, noi când am fost între așa, nu ne-am dus din partea la un partid. Ne-am dus din partea altă, cu tare. Noi ne-am dus să ne apărăm țara, pământul nostru. Rău bun e țara noastră, dar trebuie să ne dușim. Pentru dacă nu eram noi, cine știe ce se întâmplă în ziua de azi? Cum era planul caz Chișinău, să fie luat și multe, multe alte.
Degeaba ei pe noi ne-au josuit și ne-au ponegrit anii ăștia, de ce ați fost acolo, de ce ați făcut, da, ați săblat cu păvută, dar au fost o zărniță, dar nu au fost război, nu au fost acolo. Tot este prostologie, oameni buni, ca s-au făcut special, ca să ne defăimeze, special ca să ne josească pe noi, că noi știm greșit de drepturile noastre, care noi le merităm, că noi trecem noi primii pe primul plan, pentru că pentru țara asta a fost, nu pentru alt pământ. Că aici Mirgeu, eu cred că o să fiți de acord, Mirgeu în 92 munți cu mătrii, și habar n-aveau, dar băieții lăsau tăt, familie, copii și s-au dus prima linie. S-au dus apre țara asta, că care scop, răbună-i țara mea. Pentru că eu n-am și mă uitat acolo în plon. Și iată, în ziua de azi se vin. Au trecut atâți ani și noi că, încă până în ziua de azi, nu avem stima și ei și respect care trebuie să vin de partea locului. Tot timpul ne-am ferit să nu ne politizăm, să nu aparținem deșeală părinte, deșeală, deșeală, adică să activăm numai în domeniul problemelor noastre sociale care ne dor, problemele noastre care le avem la ziua de azi, să știți primește. Îmi pare foarte rău, atâția ani și parcă stăm tot pe loc. Care e motivul? Hai ne punem întrebare noi pentru noi, înșine pentru noi. De ce și muniți, măcar cât ne-a mai rămas mai trăim, cât ne-a mai rămas să mai activăm, cât ne-a mai rămas să mergem până la urmă să luptăm pentru drepturile noastre sociale. N-avem nevoie de politică, lasă-o fac policienii care au daruri și pentru asta sunt puși, ca să facă treu, că să aibă de unii foraiarmile astea. Este așa lor, dar noi avem altceva, măcar cel puțin să mai uită și fața la noi, ori să-i impunem să uite la fața la noi, să ne iei în seama, să ne stimeze și așa mai departe. Deși, într-adevăr, eu nu știu, dacă la două întrebare noastră nu vorbim încă, da? De la diversă? Da. La diversă, pe urmă, acum de-am nu, ce am vedere cu chestia asta care s-a întâmplat. Vedeți, la noi, care cei ce au fost la noi anul de mult, da, da. Eu cred că să vorbim la Consiliul Național, pe persoana respectivă, nu? Practic, propunerea a fost la... General, dar așa că nu știm. Da. Propunerea... Noi am fost implicați într-un lucru fără să întrebi pe noi. Pentru că, ca atare, conform regulamentului, super și lucru. Statutul. Se face Raimond la urmă, la urmă. Băi, întreabă băieții, de acord, nu de acord, ne implicăm, nu implicăm, susținem. Se face în cadrul Consiliului pe zona din Nord. Fiecare, iar om, o decizie comună. Și la Consiliul Național și o decizie comună. Cum facem, cum procedăm în diferite situații critice, în diferite situații care apar astea. Mă rog, s-a întâmplat și nu s-a întâmplat, deși dar tema asta rămâne cu Chișinău, dar la Consiliul Național nu ne aprofundăm mai tare, singur foarte bine înțelegeți ce a fost și s-a trecut. Dar nu-i corect și nu-i frumos să vorbim din unul la tot, asta e. Și privește uniforma, e clar că dacă ați îmbrăcat-o, e clar că după regulă e 2 martie, e ziua drapelului, e ziua independenței, că sunt sărbători care noi liber putem să vin în uniformă, să ne întâlnim, mai știu cum acolo. Sunt încă, eu cer scuze, este încă un moment, la invitația, că de pildă eu la școală, la, la o instituție oricare. Da. Ori dacă te duci oficial, ori dacă te duci oficial, chiar și personal, te duci oficial, că spune dumneavoastră, am nevoie o problemă personală, să vadă că eu sunt veteran, că am fost în foc, da. Mai știu cum acolo. Iată, intră așa în mod, dar să... De sus pe jos, de fiecare zi. Da, eu sunt erou național, eu sper că nu faci momentul ăsta. Iată așa. Și eu o propunere, de fapt, eu propunerea asta a fost și mai înainte, deci ideea constant trășeie, de creat un fond a organizației noastre de ajutorare. Noi să vorbim, la cine au ridicat întrebarea asta. Pentru că nu e vorba de mine, personal. Eu, cum, am să mă refer la diverse și la mine, deși nu e vorba de mine personal, dar în general, multe băieți ajung în spitale, mulți băieți ajung cu diferite situații critice și la momentul cealaltă nu poate găsi un leu, la momentul cealaltă nu are un ajutor de nicăieri absolut. Dar să avem fondul nostru creat, cât de puțin, dar tot așa l-ajut și o să o salveze într-o care măsură. Și bază de creat, eu știu, dumneavoastră s-ar gândi cum să-i tot legitim, să-i tot
mă rog, poate și pe bază și de sponsorizare, poate și pe bază de oameni de bună credință, mă rog, diferite, diferite variante de a face acest lucru nobil. Pentru că chiar să vă uitați, care nu vine la putere și până așa, toți au fondurile lor. Dar noi, organizații care noi, într-adevăr, iată, pe câte văd fiecare din raion spune cât s-au pierdut, atâția s-au trecut din viață. Majoritatea și din boli, și din consecințele care au rămas de la război, etc., etc. Și când ajunge la o nevoie, problema e soldată. Așa cadă am avut și în Sângerie și n-am putut ajuta cu nimic și alte situații și astea. Bucuros faptul că Țiul, într-adevăr, este și la inițiativa Domnului astăzi ne-am întâlnit. Vreau să vă comunic că în raionul Glodinei 560 de participanți, dintre care 70 sunt decedați. Tragic. Avem cea mai mare întrebare care e la noi. Avem batalionul număr 10, care până în ziua de azi nu se regăsește nicăieri, așa băieți mă prinesc legitimație. Un număr foarte mare, în afară de batalionul număr 10 a fost format în jur de 300 de persoane. Am apelat, am fost și la Parlament înainte și la Ministerul Apărării și aici dincolo. Într-adevăr, este că încă nu se găsesc. Nu se găsesc altfel. Dar unde au la Cocier. Cocier. Da. Batalionul numărul 10, la Glodie. Cine a fost comandant atunci? Eu mai am ridicat întrebarea asta deja la Ministerul Apărării, pentru că am personal. Comandantul, subcomandantul. Și domnul Poci, care e președintele Comisiei de Legitimație, tot a luat calcul, am găsit, am vorbit personal cu domnul colonel Iorcol, domnului a zis că, într-adevăr, el a rămas uimit, dar a zis că până la urmă o să cristalizăm apa. Eu sper că ar să fie. Avem, avem care a fost... Băieți, a fost în armată, cum era atunci, serioasă slujba, cum se vede, da? Personal și eu, am fost și mii tineri, am fost vreo 10 băieți, care avem din 90, care 20, care 21 de ani. Și 61-01, voi zgăgeați de la Florești, sunt într-adevăr, tot nu se regăsește nimic. Eu personal am fost la, la Ministerul Apărării, o doamnă acolo mi-a spus că, într-adevăr, pe și leagă din Florești, am vedere care s-a răsut, nu se găsește, nu se regăsește nimic, nici un lucru. Nimic. Trebuie să vă găsiți, să vă aduceți pe unii, cine a spus împreună, numai metoda asta puteți să demonstrați cum ai spus. Dar asta nu e o problemă. Eu, ca tare, eu cred, personal pentru mine nu e o problemă, dar personal sunt băieți care el sărat până arăt și vine azi la bărți. E problemă. Noi nu trebuie să ne gândim. Eu n-am luat în vedere bază la treabă. Dar nu e o problemă. Eu vă spun care. Pentru mine personal nu e o problemă, că mă duc tot Moldova și unul. Dar este personal care omul trăiește la limita vieții. De dată când pe dată. Noi trebuie să ne gândim la ceea. Noi nu ne gândim la noi personal, e clar. Noi personal fiecare poate să scotărască întrebările de altfel. Vreau să spun că nu știu ce mai trece în raioane, nu? Fiind 5 ani de zile de când sunt președintele veteranilor din Glodiri, noi întotdeauna avem data 27, noi facem fiecare primărie, am vedere cu ajutorul cu ziră normal, ni s-a luat o sumă și facem masă și ne întâlnim în tăta. În tăta facem anul sau la o primărie, mână la alta, am vedere că să ne întâlnim. Băieți care au luptat împreună, să mai aduc aminte, mi s-a luat un plus minus cu 20-25 de mii în tot anul. În tot anul, noi facem, domnul Maican a participat în tot anul, el a fost invitat. Restul, întrebări sunt, și s-au discutat că ultimele și s-au petrecut la noi în țară, e clar că nu-i plăcut. Nu-i plăcut, dar vreau să vă spun un lucru.
Mulți spun că noi nu trebuie să ne implicăm, că noi suntem apolitici. Eu sunt de acord 100%, dar vreau să vă spun că, într-adevăr, deci noi nu trebuie. Noi am luptat pentru țară, da? Și noi trebuie să fim acolo unde ne trebuie. Dar trebuie să luăm decizii corecte. Decizii corecte trebuie să le luăm. Nicătând că e partidul și el, și el, asta, noi nu trebuie să ne uităm la partid. Dar, într-adevăr, când se hotărăște soarta țării și ne va trebui țara, noi trecem primii. Eu s-o pot. Noi trecem primii și noi trebuie să știm și să luăm decizii noi. Nu fiecare se gândește, unul se gândește că e partidul și el, și el, și el. Sunt care fiecare, sunt mulți, vreau să spun că am întâmplat așa, că mulți apelează cetățenii, am întâlnit băieți combătați, mulți care spune. Băi, dar și mare treabă ai făcut, cum a spus domnul de la... Sângerie. Sângerie, că iată, că ai băut, că îmi plac băut. Băi, eu cum? Eu la mulți le spun, băi, o trebuie și tu să duci să bei acolo. Care era? Am văzut, am băut, dar am stat în poziții. Da, referitor. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, nu trebuie, e clar, noi în politică nu trebuie tare, am în vedere, dar și cinstea și onoarea noastră trebuie să ne apărăm noi. Trebuie să ne apărăm noi. E respect. Și respect, trebuie să ne poată respect. Eu reprezint Traiunul Jovânești. Vreau să vă spun că, ca participanți la luptele din 1992, 374 de persoane, între care eu am fost la Comisariatul Militar și am cerut informația asta că să ne-o dea, ei au refuzat, nu ne-o dat-o. Dar eu făcându-s în fiecare primărie, adunare, și alegesem câte un președinte și vicepreședinte. Tot fiecare sat, dar cu 23 de primării, în fiecare primărie este organizația de veterani. Omul este președinte și vicepreședinte și tare ușor de lucrat. Deci normal, așa trece. Eu am vedere că când fășesem eu organizațiile astea, eu avem listă totală și după lista asta facem verificare câți veterani în sat. Și vreau să spun că la 25%, eu nu vreau să mă ajesc, la 25% de anul decidați băieții la noi. Și tot decidează din zi în zi. Și eu vreau să spun că dacă în Șoldănești poate și să mai găsești undeva ceva de lucru, prin sate de lucru nu găsești nicăieri nimeni. Și degradează de la băutură, degradează de la neajutură și se duc băieții din zi în zi tot mai mulți și mai mulți și mai mulți. Bani pentru lecuire n-au, poliță n-au, să ducă ajutoare de la primărie, nu le dau. Scoase. În lege de veterani scrie mult, voi toți știți, lege de veterani este aprinită și chiar iată în privință de mă eu grăim cu primarii. Noi, ajutați, în lege scrie, dacă redovoi sastav moare până la 50%, trebuie să ajute administrația locală, tj. Primărie. Dar dacă de mă eu ofițer, decedat, dar trebuie să-i ajute, e clar, 100% cheltuielile la deces. Aia să nu-ți face. Eu mie de lepind ce creu pe scoțul, înțelegi? Iar că da, este. Eu de mână mai spun că analogurile, cine are, depusem acolo, cotele de istia, în lege scrie că e scutit din analogă blajenie. Dar el nu-i drept, duci la analogă, deci, dar noi nu avem așa indicații. Și tot așa, și tot așa. La spital, dacă te duci, e clar că acolo scrie că toți primite indicații odată în an, fiecare veteran trebuie să treacă tip un fel de dispanserizație, toți condiții medicală, gratis. Și când te duci încolo, rândul de la început până la sfârșit, și nu se uită la reștimație că ești veteran, că acolo scrie veterani, în primul rând pensionari, în primul rând, fără rând, astea. Nimeni nu se uită la asta. Și vreau să spun că guvernarii vin și se duc, dar noi rămâm. Noi rămâm cu
din 92 până ziua de azi cu durerile noastre, care nu s-au făcut nică. Condușele la noi se schimbă, vine unul, îți duce altul și tot rămânem la același nivel. Eu când grăiesc cu băieții că trebuie dus în pol, trebuie dus în pol, dar ei zice, dar și să ne mai ducem noi dacă pe noi ne ducem din asta atâți ani de zile. Corect. Dacă atâta, noi nici nu suntem ca veterani. Și dezamăgit băieții. Da. Eu în privință de statut, da, acolo la noi scrie că noi suntem organizații că nu trebuie să ne implicăm în politică și ăsta e tare din. Și tare drept. Deci spune că da, noi trebuie să ne ținem că suntem ca veterani, suntem uniți, nu ne dăm voie să fim umiliți de stea, dar dar nu trebuie și ieri de la condușire. Ia că noi elegem întotdeauna. Ia că și s-a făcut. Ia că până la mine a fost domnul Maican și apoi a venit domnul Palan. Măcar azi o trebuie să vii în coașă la adunare, să ne spui și s-a făcut, și să faci. Cum este merge mai departe? Cum procedăm? Avem același avem. Am plecat la odihnă domnul Palan Mihai. Noi, că am stat de vorbă afară, am hotărât, toți noi, între noi am hotărât, dar trebuie depus la votare întrebarea asta, că este tare, tare interestia, nu e întrebare. Pentru când facem propunere. Da, noi ieșim cu propunere, cu anestia, da, că sunt zile speciale, noi trebuie să apreciem zilele care și când noi avem voie să ne îmbrăcăm cu toate realele, tot ce avem. Și ia că asta e. Aș spune și mai mult, dar la tăți toți aceleași probleme. La tăți aceleași probleme. Vreau să mă băuși. Iznic, umirșe. Finanțeți. Ce-o cățaie să zămien nouă legitimație, asta idiot și pe planul. Este, конечно, многие ребята, которые не подтверждаются данные. А что не подтверждается? Потому что книга приказов не писали своевременно в военкомате. И подтвердить сегодня тоже есть вещи, которые они решаются. Карточки учетные уезд, опять районы, уехали некоторых участников в Рыжканы, в Гладяны, в Полешты. То есть путаница. Но в любом случае, эти люди, которые отказ для принятия новых легитимаций, принимается и решается совместно с Министерством обороны. И никаких нареканий, жалоб со стороны участников на сегодняшний день нет. Что касается политики, я принимал участие в пятницу, когда делал первый митинг, это позорище. Это страшно посмотреть, когда с медалями в форме кричать. И за что кричать? Ведь все были там, и вот имени нас всех такие вещи говорить, это просто глупо. Это позорить форму. Это нас опозорило. Зачем мы тогда сидели там? Зачем некоторые ребята отдали свою жизнь? Для того, чтобы одного человека защитить в этой парламенте. Я ничего против не имею. Пожалуйста, одевай гражданку, иди кричи хоть ты где. Но не от моего имени. Андрей Карченко. Не надо меня вспоминать. Ты сам себя вспоминай и свою семью там вспоминай. А то получается, что за всех один человек выступил. Медали. Да ладно, Бог с ним форму тут пятнистую одел. Да еще и погоны, офицерские погоны. Генералов кланялся. Это так стыдно. Это смотреть, вот ладно по телевизору, но ты когда рядом смотришь на это, одел кучу медалей, которые они получил еще в советское время, за деда повесил. Зачем? Это мать героиня. Я спрашиваю, зачем ты повесил эту медаль? Он говорит, а вообще не шли медали автодела.
anii 80, anii 60. Говорю, я познаю все медали. Зачем ты взял эту медаль? Ты имеешь право с этой медалью стоять и за счет того, вот что сегодня кричать. Я считаю, что вы правильно сказали, надо решить конкретный вопрос, когда и где одевать форму как участника данного конфликта. Чтобы было конкретное решение для всей республики. А не так, хотел, одел, пришел, покричал. Конкретно. Форма для чего дается? Не дается для того, чтобы кого-то защитить из политики. Есть страна, есть государство, есть триколор, ради чего мы там, вы все отдали, некоторые отдали свою жизнь. Это первое. А второе, вот я бы, конечно, такое предложение дал вот, со стороны республиканской там наших руководителей, комбатанцев, со стороны офицеров, которые много офицеров есть, хоть раз в году встретиться на каком-то полигоне. На полигоне, в военном полигоне. Вот. В палатках. Я не говорю на сутки, на неделе, но хотя бы на, когда идут учения, согласовать с Министерством обороны. Ведь есть вещи, которых кто мы знаем, что завтра может случиться. А мы должны показать и в том, что мы на сегодняшний день являемся защитниками данного государства. Мы не говорим, что будем воевать с Украиной или с Россией, а есть вещи, которые такие, как землетрясения, такие вещи, как... Ведь если нас, который имеет легитимацию, получит повестку с военкомата, он придет, а остальные просто повестку выкинуть. Вот это необходимо такие вот как-то. Да, молодежь. Чтобы по части мы встречались. Потому что придет офицер, комбатант, который был на полигон, он придет расскажет своим ребятам, которые с ним. Он завтра может быть ротный, может быть командиром и так далее. Жизнь продолжается. Ну что я могу сказать? Пожелать всем здоровья, это в первую очередь. И беречь себя, как вот сказали представители, что многие в деревнях спиваются. Ну, если разобраться, то все зависит от председателя комбатанта. Надо почаще открывать двери в райком, примарию. Ну, что такое примар в селе? У него 5 стариков. И 5 женщин, остальные все уехали. Но райисполком есть райисполком, который я не думаю и не верю, что они в чем-то отказывают. Согласовать, как вы сказали, в больнице примерно там. Потому что не каждый день приходит 100 человек, комбатанцы, для того, чтобы проверить свое здоровье. А официально на райисполкоме, чтобы было решение райисполкома, пункт, когда принимается бюджет на год и так далее, и так далее, был пункт и для главного врача данного. Ну, надо ходить. Мне посчастливилось работать в Синьчжэне. Синьчжэнь, мне кажется, это единственный район, который я побывал, который действительно решали все вопросы. Серьезно, в Дроке было тяжело. В Яловенах мне тоже было тяжело. Там как-то в другом отношении. То есть есть вещи, которые надо находить в моменты председателю района или так, чтобы он почувствовал, что это он болеет, а не я болею. Нас Медрак Насилий, он говорит борт. В честь цены моя борьба антирогная власть, в честь цены пакет сочал. Дикопакт, с латинцем, кумаш, в это для вас распус. К лаурматору Консилию Национального мы с борьбим, адика с фачем пакет социал, адика с ведем проблемы, чем не прекарно ветераны разгали фронтен, да но не штим для они. Ты не долго зашла туда, они помахал на сегодня, нас после меня вас, раз акцентуат. Și de ce eu mă gândesc să, gătim, să ne pregătim problemele care vor fi propuse în partea mea vască Consiliul Învărăiei Mor, să le propunem să le avem gata, că noi întâmplă Consiliul Național. Și e bine venit așa.
de la Consiliul Național, noi deja puteam să înaintăm pachetul social către guvern. El practic propune... Și secundă, domnul... Cum e? Că noi așa am vorbit la generale, problemele mai... Dacă da, noi avem și cele dinainte, cu creditul preferențiar, care nu le-au primit tot, avem multe, multe, avem... La diverse, noi vă puteți să expuneți, noi deja ne-am luat la ordinea de zi, adică... Care de seama fiecare președinte... Vorbim și și la moment. O mică informație. Deci e regretabil că eu, sincer, spun, am anunțat și președintele Comisiei pe legitimație Ministerul de Război, asta, Ministerul Apărării pe domnul Cociu, dumneavoastră nu poate veni pentru care alt întrevedere. Dumnealui a dat indicații la centre, cum spune, secțiile administrării militare, ca să vă dă informația șefii de secție administrării militare raionați, vă dă informația câți veterani de război au fost după război, câți sunt prezent, câte legitimații au fost eliberate de tip nou, câți au fost respinși, câți au fost lipsiți, câte dosare sunt depuse spre examinare la primire legitimații băieții noi de tip nou și cu regret, vedeți care e situația. Au fost toți informați, dar îmi pare rău, am vorbit chiar și cu domnul Babii, cum îți zice lui Sergei Victor de Bălț, am rugat foarte mult, dumnealui bine, 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 ca miercuri mie să-mi dă o întrebare așa cu reproșă. Și de ce eu mi-am spus că dacă dumneavoastră aveți reproșă față de mine, eu vă rog frumos, vă invit la Consiliul Național zona de Nord și acolo dumneavoastră te reproșele astea și neplăcerile astea care le vezi dumneavoastră să spuneți Consiliul și o să de atunci. Ce o să decide Consiliul nostru pe zona de Nord? Pentru că, într-adevăr, ei îndeplinesc funcții, nu știu ce îi numesc, deci noi și la Consiliul Administrativ am vorbit. Toți sunt responsabili, care la Ministerul Muncii, care la Ministerul pe lângă Guvern, care pe lângă Ministerul Apărării, Ministerul de Interne. Dar unii oameni niciodată nu au votat pentru o candidatură oricare. Ei spun să nu pe dânsul dumnezeu, înțelegeți? Și la Consiliul Administrativ cineva au avut mari emoții și atate la unii camarazi noștri care erau în Consiliul Administrativ, că și ei suntem noi de cine. Că și ești singur tu. Cu organul superior este cine? Consiliul Național, pe decizia Consiliului Național. Cine poate să schimbi președintele? Congresul. Congresul. Dar prin decizia, prin votul unanim, am consiliu, majoritarul Consiliului Național. De ce noi am zis că noi nu facem dușmanie între noi? Pur și simplu, da, avem toți emoții, dar noi oricare, cât de cât trebuie și mă leac, noi ne tolerăm unul pe altul, pentru că noi suntem de-am vârsta, am fost la 3 ani, și toți pe 50 de ani intrat. Pe câți să avem, până la 50, dar ei suntem pe 50. Când noi să mai trăim? Noi avem două vieți, oameni buni, ca pe una să facem experiență și pe alta să o trăim. Uitați-vă, dumneavoastră, ați avut, ați spus raport fiecare președinte, câți băieți au decedat după război în Corce. E strașnă. Și nu degradează bieții, bieții, degradează sărăcie, dar sărăcie care merge. Asta te duci, care e slab de caracter să duci. Nu suntem noi vinoveți. Dar să începe capul ăsta, pește să începe de la capul ăsta. Ca. Și noi astăzi, ce ne-am adunat, ne-am consolidat astăzi și ne-am convocat, ca să vorbim tare, adică fără emoții, pur și simplu tare și decizional. Nu are rost, dar să ne facem a 5-lea, a 6-lea, a 7-lea, a 8-lea, Consiliu, dacă noi nu hotărâm întrebările astea. Respect ierarhie. Corect. Ajunge cât am fost, într-adevăr, folosiți. Cum am mai fost și înainte, eu personal spun, am activat, dar suntem oleac mai activ zona de mort, înțelegeți? Suntem mai uniți oleac. De ce v-am spus? Înțelegeți? Cooperatul care se luptă, într-adevăr, se fac la timp toate lucrurile astea care... Dar niciodată, cât anterior, a fost alți președinți. Respectați statutul. A fost anterior alți președinți al organizației anului răi. Dar nimic nu a folosit într-așa mod deschis și obraz organizat de nume organizații. A fost în timpul decizia Consiliului Național. Orice întrebare care a fost, manifestare, activități, chiar așa ești cupa eroilor, a fost pe Consiliul Administrativ, apoi la Consiliul Național. E corect? Fiecare dumneavoastră a strâmbit regulament și plan scenariu. Nu s-a făcut nimic în spate. Și dacă noi, astăzi n-are o depriere, adică are antipatie față unul de altul, adică eu pe cealaltă, 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 atunci să nu uiți cineva. Dacă faci atac la persoană, atunci tu nu ești în drept ca să-ți vină Uniune. Pentru că la Uniune, Uniunea de când ei s-au format, a fost atacată. A fost atacat de politicieni.
Și în ziua de astăzi sunt interesați ca pe noi să ne divizeze, să ne divizeze, să ne divizeze, ca să nu mai știm ca unii unii. Au fost adunat la un consiliu, nu știu, au avut ei dumnealor, de cei cu iurizii refugiați, au pus numesc ei, migranții, de cei care migrează, organizația noastră. Și tot pe unii unii. Păi da, mai uitați-vă organizația voastră, ca să aveți 30 de ani. Când e vorba de o manifestare ceva, dă-ți vorbim cu Uniunea Cladăși și sunt mai mulți membri. Dar când e vorba de postul de anumit cineva din Uniune, băieți care responsabil, care poate să țină un consilier, Ministerul Părării, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, etc., etc., atunci de la noi nu se găsește. Atunci avem general. Da, atunci avem general care nu știu care ne sunt. Și îmi pare rău că cineva s-a exprimat că la cine mai ești Alexandru, un sergent, să conducă un colonel. Nu, eu pe mine m-am ales congresul meu ăsta. Dar să nu uit coloniei și generale și mareșale și ei care vă sunt, că fără soldați și fără sergenți nu vreau să primească ei colonii și alte grade de superioare. Deci eu nu mă supăr, dar foarte mai ne stimăm. Niciodată eu n-am ridicat cuvântul, tot timpul a rugat, a respectat. Noi, fără un vot majoritar, noi nu putem voți. Pentru că este statut, dați să încălcăm statut. Suntem apolitici, suntem organizați, nu guvernamental și noi suntem în drept să apărăm interesele veteranilor de război și membrii familiilor lor. Avem probleme sociale, avem alte interese, cei ce nu ies din cadrul legii și trebuie să conform cu un dreptul constituțional. Eu mă gândesc că noi tot timpul am activat și să activăm în baza la cele ce e scris în statut, n-am să încălcăm statut niciodată, dar cei ce vor încălca statutul, care a spus domnul Cășu, care de la președinte la Ochnița, de exclus de membru organizației Uniunii Naționale Veteranilor de Război. Nu așa. Pentru că noi când am spus că organul suprem este Consiliul Național, cineva a reproșat că dar și nu ești Consiliul Național. A să ajung la Consiliu atunci, la Consiliul Național și ar spui cine mai este. Eu nu vreau să fac atac la nimic, nici dumneavoastră, suntem în dreptă lipsa persoanelor care nu sunt prezente, dar ați vă expuneți atunci la Consiliul care a să fie Național, să treacă, să va convoca la data 13. Eu s-o potrășesc că așa ședință, cum ați făcut dumneavoastră, zona de nord, zona de centru, zona de sud, trebuie să o petrești înainte de congres. Și fiecare dată, când, ca să nu fim noi la congres și să strigăm unul la altul, dar pur și simplu întâi să fie discutată în colectivul este de zone. După ce e de unde a petrecut congresul. Și o să vedeți deja că unele persoane venind acolo n-a să aibă chef de vorbă, pentru că deja au fost discutat în cercul mai restrâns. Și de atâta că să fie normal. Noi am decidem cu întrebarea noastră, ce ori decide centru și sub, poftim. Și așa atunci ați fi mai consolidat și mai unis. Deci, dumneavoastră, Eduard Vasilici, coordonați de vă. Permiteți, vă rog, să-i dau cuvântul președinte de onoare, domnul Baitan Eduard. Mulțumesc, mi-a venit o idee acum în context. Igor de la Ochnița. Deci ceea ce o să fie la Consiliul Național, a fi din început și în raioane adunări. Da. Să vedeți, ca să spun, noi să trecem o adunare înainte de Consiliu, ne auzim, ne-am spus, acolo deja să ieșim pregătit, spus asta ca ok. Cum deoarece am luat cuvântul, vreau să spun că nu că s-a revoluțat. Indignat. Șocat. Oleate, da, șocat, indignat, pentru că s-a făcut mult lucru de toți cei care stau aici. Tare greu a fost în 2001, pentru că mișcarea veteranilor de război a combatanților a avut o amploare de câteva etape. Nu știu că toți ne grăbim și eu, numai din stimă și respect, mi-a sunat Alexandru câteva ori să vină în coază, toți suntem ocupați. Deci, în 92-97, așa că au fost anii care au avut autoritate, cei ce au luptat combatanții. Pe urmă s-a schimbat valul politic, au fost discreditați, uitați, făcuți, maltrăiți. Adică, în 2001, de atât așa au fost luată decizia de la și numai neveteranilor de război. Ținut cum am mergem și pe la sud și pe în raioane, bine că ieșea la Sângerile, erau cantiniri, erau în de 8 în primărie, nici nu știu eu de cine vă trimăresc, de ce ați căutat acolo, de ce ați făcut, de sunteți cu pamți, de sunteți așa era, vorbiți la primar de chept, m-am luat, băieți, trei, sunteți, faceți organizații, sunt trei,
sate am făcut regional, adică lucru mult. De la începutul existenței Uniunii s-au făcut lucruri multe și sfinte. Prima dată la Congres, forma promulgată, la Montatatele, atunci nu spus, nu am stat, nu avem, dar și eu am făcut la 25 martie 2001 la Manet. Când a fost convocată Uniunea, a fost făcută adunarea națională a combatantului. S-au invitat toate raioanele, au participat aproximativ 2000 de oameni, au făcut, până atunci nu a fost făcut. Toate mișcările combatanților, toate organizațiile care au fost făcute de către SIS și Ministerul de Interior. Și domnul Leașa cu colaborator și domnul Vlad, știți, vă spun cum e. S-au găsit mai ca, nu zice, de la Ministerul de Interior, cum, dar am fost unica organizație persoană care nu m-a dat. A fost interesul mare și la partidii, și la toți cu spui în mână pe veteran. Noi am fost pe timpul aparte și ne-am sfătuit. În 2001 noi ne-am fondat, în 2002 a avut loc primul marș al veteranilor în Chișinău. Data de 2 m-am mers consecvent, de 2 martie a fost consfințit. Pe urmă, că nu-ți dă deo, a început să dăm medalii și asta de-am început și ei la alții ne-am mers în toate. Toate noastre au fost sfințite în Piața Mare de Mări Naționale. Când Piața Națională am primit? Data de 2 martie 2002, drapelele noastre au fost sfințite în Piața Mare de Mări Naționale. În tot timpul mă... Când încă merge lupta Africa și Metropolia Moldovei și Basarabia, noi ne-au sfințit doi părinți. Valeriu Bazatin de la Metropolia Moldovei și Ioan Ciuntu de la Metropolia. Noi am chemat în piață și am spus, puteți întrebați. S-au uitat la noi chiori și conducătorii și metropoliți, stăți, credința e una, am fost așa ei, eu și doi, ne-au sfințit, au mers, pe urmă, peste câțiva ani s-au făcut ce s-a. A fost ceea ce a fost în 2004 deja, când în Feldeaș am susținut noi Moldova Democrată. Și a fost un vot cinstit, corect, s-a adunat Consiliul Național, au fost înaintați. Vreau să spun că din 2001 cu Uniunea până prin 2006-2007 nu s-au mai auzit de mișcări de combatanță a Republicii Moldova. Nu erau nimeni. Când a fost Partidul Comunist la putere, toți erau castruți undeva acolo. Nici cum a venit democrația în 2009, așa nu știu, s-a primit, a apărut o sumedenie de organizații și fiecare partid vrea nu știu ce să facă. Dar nu le sprijinim, noi cu voi am muncit, am văzut și eu dacă am relații prietenești, omenești și cu Conciaruc și cu Lucașiuc, Zaparăra, noi și așa să ne întâlnim, ori în cadrul organizației. Și a fost un lucru firesc, normal, s-au activat câțiva ani. Când s-a început toată carababura asta, noi am spus că nu ne implicăm. Și la noi sunt lucruri sfinte, care noi tot timpul niciodată nu ne-am implicat. S-au petrecut Consiliul Național, s-au petrecut toți. Am ascultat întrebarea, s-au pus la vot, s-au închizat și m-am spus, păi băieți, este o întrebare de consultație. Dacă cineva vrea, pe un politic, ne-am făcut informație, dar asta merge în afară. Și poziția mea a fost tot timpul. Am o vină legeri locale, cineva vrea să înainteze acolo. Unul de la socialiști, altul de la democrață, treile de la acum. Eu mă duc să-l susțin că-i camaradă din viară, acolo pe loc locale și-i dreptul lui să mă arăt. Când a ieșit noi în Piața Mare a Adunării Naționale în anul 2015, pentru susținere platforma, da, a fost interes național, a fost o cauză, a luat miliarde. Cum s-a procedat? A venit 102 membri Consiliului Național, adică eram pe atunci vreo 80 în ceva și fiecare din raion a mai luat câte un. Am chemat 6 reprezentanți sau 7 fost de la platforma, da. I-am ascultat, le-am pus în grupări și au fost, pe urmă s-au votat, nu i-a ieșit în piață. Procesul verbal și acum este la mine. Este. Și nu e o țină că să vă iasă pistoare, mă luați în mână. Nu ne s-o dat întrebări. Dumneavoastră, o să fiți partid politic? Nu. Dumneavoastră vreți
aparat interese nu ți opără, nu o să fie asta, nu, este proces de robă. Nu a ieșit în piață, dacă nu eram noi, nici nu mai făceau ei chestia asta, că îi deam o să dizice înainte, am scris scrisoare, atunci era balanul, balan ministru, am luat-o asupra noastră, am pus, am făcut, însă noi n-am stat în fapt. Cât o mers platformă mare adunată, gata, o părudem să faci partid. Păi dacă faci partid, deci sunt alte interese. Noi am venit pentru asta test la partid, că am scuzat, noi în luptă politică, noi ne implicăm și eu mandat n-am și mă duc. Și tot timpul cât am fost la minister, cred că Alexandru mai știe, mai sunt acolo de la altă organizație, când își pierd așa, așa, zic, nu, eu n-am mandat, eu trebuie să mă sfătui și sun. Fix așa, așa, când s-a început partidul, eu am spus, eu la partid nu particip, pe Uniunea, nu ne dat bani, noi trebuie să discutăm și noi rămânem într-o parte. S-a început și ei s-a început, cine e acolo și acolo, de prefacă, filială de partid. Noi am spus că noi ne rezolvăm și nu partid. Am început să devin dușman, s-a început că o parte din camarada noștri a trecută. Păi, bravo lor, au opinii, au poziții, nu spun. Ei și generalul Camuraș, și Stomacinski, și Slutul, membrii de partid, au trecut, sunt birou, e dreptul lor. Dar nu, 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 dar eu promis că Uniunea se îi lădă. Și s-a început vorba să bată în Uniune când se duce sub Uniune. Eu zic că noi, mai ca, Consiliul Național, ne clarificăm foarte, nu doreți, dar spune. Doriți voi, este lucru sub. Am avut și eu problemele mele care le-am avut, dar mulțumim și vouă și la ce probleme le-am depășit, acum sunt normal, spre bucuria mea și spre nebucurie. Era dușmanul sau alții, dar eu vreau ca noi să ne sătuim și în cinste, că putem uita în asta. N-avem noi și împărță aici, am spus, Valeria, dați să facem un fond. Dați să fie noastră, că nu avem o copie. Ieșit la prim-ministru, poate. Unica fi că noi suntem, avem în fiecare raion, suntem aici, că noi nu ne poate dezbira nici. Noi dacă să fim împreună, că noi trebuie să fie nevoiți să poate. Cine n-ar veni la putere și nici. Deci e da, cum a fost făcut o greșeală și o gafă foarte mare. Poate vă bălea că vă copleșesc. M-a luat emoțiile și m-a împuștit. Dar cum a fost lucrul ăsta făcut pe data din nou? Eu nici nu eram asta. Cum am venit, când am venit, am început sunetele. Cred și a doilea zi, la noi este pagica noastră, avem pe Facebook, care toți aveți telefoane, aveți colegi, vă uitați să urmăriți aici. Care ei nu au căzut și nimeni nu poate să facă. Între nici președinte, nici în poziția noastră. Chiar atunci sara, pe data de 10 iunie, cum a venit sara, este că Uniunea Națională Veteranilor de Război. Mai întâi și mai presus de toate este Moldova. Doar e tare ceea ce se petrece astăzi la Chișinău. La bataie este pusă țara. Există pericolul dispariției Moldovei. Toate acestea au loc din incapacitatea, ambiție și încăpățânarea unor partide politice. Toate se auto-identifică că ei sunt poporul, dar realitatea este că ei ar trebui să slujească poporul. Condamnăm vehement atentatele la suveranitate și independență Moldovei pe care am apărat-o cu prețul vieții în anul 1992. Respectăm dreptul fiecărui veteran și cetățean de a se expune liber, însă aceasta trebuie să corespundă normelor etice, fără a-și asuma prerogative improprii și atac la persoană. Părerea fiecărui veteran contează, indiferent de partenența sau simpatie sau politică. Mai presus de toate este Moldova. Așteptăm opiniile și sugestiile veteranilor de război. Și am avut 3.000 și jumătate de accesări de la oameni. Deodată indice se arată ce e atunci, câteva direcționeri care au. Și pe data de 13 iunie, 3 zile, Uniunea Națională Veteranilor Războiului pentru Independență. Apel. Situația se încordează. Ne aflăm în pragul unei destabilizări fără proporție. Este în puterea noastră să nu admitem dezordine în masă, care poate degenera într-un război civil atât de răvnit de către dușmanii Moldovei.
Acum când țara se află în pericol, să fim vigilenți și să lăsăm ambițiile într-o parte. Ne unim pentru asigurarea ordinii și securității publice, pentru bună funcționare a instituțiilor publice și liberă manifestare a cetățenilor. Chemăm repetat partidele politice să soluționeze toate problemele de guvernare numai pe cale pașnică, prin dialog. În numele Moldovei ne unim pentru conviețuire pașnică. Veteranii de război sunt cu poporul pentru pace. Consiliul administrativ. De asemenea, ne uităm și aici, 3.269 de accesări. Pe data de 16 iunie, pentru ce mai este făcut, comunicat informativ, nu am dovedit noi să facem conferință de presă, de urgență ne-am convocat majoritatea, am fost eu, domnul Pașcu, domnul Vyacheslav Raylan, care e pe zona de sud, a fost domnul Alexandru Lupan, prim vicepreședinte Radu a fost presat, și Alexandru Lupan și Alexandru Cimbriciuc. Și Cimbriciuc Alexandru Lăzorov. Comunicatul informativ a fost publicat. Comunicatul informativ. Consiliul Administrativ al Uniunii Naționale Veteranilor Războiului de Independență urmărește cu mare îngrijorare evenimentele ce derulează în Chișinău. Situația creată este foarte tensionată și fără precedent, care poate exploda în orice moment. Noi cunoaștem prețul libertății cucerit în anul 1990 și aparat cu riscul vieții în anul 1992. Luptele politice de azi nu au nicio justificare. Suveranul suprem este poporul care s-a expus la alegerile parlamentare din 24 februarie anul curent. Normele democratice trebuie respectate, instituțiile statului să funcționeze în albe legi. Spre regret, unii comarazi s-au implicat în acțiuni improprii, fără a avea împuterniciri necesare, fapt care este manipulat de unele forțe politice. Pentru a exclude orice tălmăciri și interpretări, aducem la cunoștință opinii publice următoare. Prima, Consiliul Național și cel administrativ nu au împuternicit pe nimic să reprezinte Uniunea, să participe la întruniri și să vorbească de numele ei, cu atât mai mult să adopte careva decizii. 2. Nimeni nu poate reprezenta Uniunea, să vorbească în numele ei sau să folosească atributele Uniunii, drapelul, ștampila, blanchete, fără decizia Consiliului Național. 3. Unica sursă veridică de informații este pagina UNVRI de pe Facebook, șerata www.facebook.com. 4. Le dăm și chemăm partidele politice să inițieze un dialog pentru deblocarea situației create. Interesele naționale sunt mai presus decât ambițiile politice. Consiliul Administrativ al UNVRI Chișinău, 11 iulie. Și de asemenea avem 2800 de accesări. Dacă noi, adică n-am șutut, am luat atitudine, vedem dumneavoastră, e bine, e rău, punem la judecată dumneavoastră ce am făcut, dar acum vrem să sfătuim, pentru că vin multe apeluri, să observă, eu urmăresc tare, dacă Uniunea înainte veneau mai mulți, acum apare acolo o familie, oriceva, de dată oamenii nu prea să uite, ne dau într-o parte, ne frozează, adică apar niște chestii care noi trebuie să le rezolvăm. Trebuie să ne deschiși onești. Am auzit multe propuneri, vreau să spun că ele în mare parte cu incit și cu zilul la organizații din Republică. Este bine când merge tot normal de curse și noi ne întâlnim spre alte momente. A părut că nu-i vară, sezonul fierbinte, trebuie să acordăm atenție și la familie, și la copii, și la sănătatea noastră, dar trebuie să ne convocăm pe data de 13, să luăm atitudine și o să vedem și mai departe care, pentru că eu am discutat, deschis, de vreo câteva ori și singur și împreună cu domnul Radu, cu domnul președinte, i-am spus tot ceea ce este, el cam înțelege, în dar de înțelege, am spus că e bine să le tragă într-o parte pe un moment oricare, să nu fie în vizor, să ducă altcineva,
chestiile astea le discutăm pe urmă, însă noi trebuie să vorbim că asta e conducerea Uniunii, ne vizează pe toți și noi trebuie să ne pregătim, să nu umblăm cu mâța în sac și cu chetele în altă parte. Trebuie să primim o decizie, decizia e colectivă și așa trebuie să fie. Dacă nu te-am puternicit nimeni, n-ai ce mai. E uniformă, s-o spus unii, în afară de asta, pe uniformă poți să ieși la conferința de presă când faci de numere consiliul administrativ sau național, să vadă cine suntem, noi putem la o întâlnire oficială. S-au început niște lucruri bune acum, eu am fost în România, am întâlnit cu Asociația Ofițerilor Rezervei din România, o asociație foarte creibilă, care este membru a Organizației Internaționale Veteranilor de Război din Europa, NATO, întreține relații bune cu Polonia, Lituania, Germania, ei s-au adresat cu adresoare, vrem să încheie memorandum între noi, să ne susții în unele locuri, să ne scoată în lume, poate în jurul Ministerul Apărării României, să mai facă niște tratament, chestii, dar nu practic au apărut atât întrebările, este mai bine că nu crezi eritmicionar, dacă toate proiectele este, să le lăsăm într-o parte. Mai sunt niște chestii, noi lucrăm cu veteranii de război din America, dacă ați văzut, am pus aici tot în postat. Acum s-a terminat misiunea la un grup, a venit alți băieți cu care ne-am întâlnit luni, care au luptat, au practic prin Indonezia, Vietnam, Irak, Afganistan, printre altul de război au fost acolo. Întrebările sunt sociale, fără de politică, fără de nimic, însă ele sunt normale, au fost prin niște raioane, au fost o întâlnire și în Bălță aici, când am început proiectul, merge despre reabilitarea psihologică, psihiatrică, veteranilor de război, combaterea cazurilor de suicid, pe boală poate niște aparate mai performante. Săptămâna ceilalți trecut am avut întâlniri cu doi reporteri din Italia, care vor să redeie evenimentele cum au fost în 92, am discutat mult și ei împreună cu Radu Cusac, numai noi doi, am spus că care să nu facem dezani, am discutat niște mult, ei ne-au ascultat mult, le-am dat multe informații, le-am dat dacă au să fie necesar, ei să ne adreseze întrebările, noi să ne întâlnim, să le discutăm cu voi, însă ei au misiune să duc și în terasul, să discute și cu ceilalți care au luptat în 92, ca să fie un reportaj pentru Italia, că practic, informații din Europa despre noi nici nu prea este. Cam ce s-a făcut și toate. Asta sunt lucruri pe care noi vrem în moleacă să le mai facem, așa să mai ridicăm și imaginea și rolul și noi să mai simțim oamenii în societate. Și poliții de acord cu Valeriu, ISB, eu să duc, că azi o să mai încerc și poate ceva. Noi trebuie să mergem, să spunem, noi avem nevoie de asta, asta, asta și nu avem voie să ne prefac într-o filială a unui partid sau chiar și a guvernului și nu știu cine se sumă acolo. Răspundere că să unească veteranii, n-a să ne unească nimeni și n-a să ne facă că noi și suntem unii. Poți să fii veterani, că eu am studiat în tot lucrul, veteranii poți să fii uniți numai atunci când guvernul să facă o agenție sau un comitet a veteranilor, să fie așa cum un ministru. În Statele Unite este Ministerul Veteranilor, Departamentul Statului Veteranilor. Dacă la noi o să fie de la guvern, că atunci este altfel asociații, este ei, este unii, în primul rând, sunt mulți, nimeni n-a să poată chestia asta face, de atât și interesul este numai atunci când aproape de alegeri politici, te promit și pe urmă să duc. Părerea mea că noi poți să ne unească numai dacă să fie structură de stat. Și trebuie noi să terminăm, eu vreau să le-am spus, nu le place, nu avem noi și căutat pe la Ministerul de Interne, că am fost, am lucrat acolo, dar n-are nici Ministerul de Interne cu veteranii de război, că a fost, n-are nici SIS-ul cu veteranii de război, da, ce-ar trebui cu veteranii de război de lucrat, rezerviști, asta e Ministerul Apărării, Creditării Unității, dar asta e deja pentru a ne ține în mâini și a ne face. Consilier pe veteranii, ai numit masă rotundă la Ministrul de Interne, hai ne întâlnim la SIS, facem felul că este acolo, sunt organe, este guvernul,
Este administrația publică locală, ministerele centrale, este ministerul apărării, care să aibă trei ani de cartonii de veterani, de altfel, între mine, comisariatul, nu știu. În 92 nu a fost ministerul apărării, era în tine, și gata. Nu gata, și s-au hotărât întrebările cu corupție, cu ordine publică, cu securitate, cu securitate, cu veterani, nu. Fiind pe baza noastră, s-au mai luat niște proiecte, niște bani, s-au mai spalat, s-au mai făcut ceva, s-au mai... Sunt mai, sunt mai, sunt mai. Mulțumesc, nu vreau mai departe. Într-o parte de vreau să știți ce se face cu timpul transparent, dar nu am spart cu timpul. Totodată, dumneavoastră s-a mai accentuat anterior de cei ce sunt de pachetul ăsta social, adică alocații la 100 până la 500 de lei, creditele preferențiale, transport 300 de lei la foile balneare, materiale, la cam de o leagă de făcut trebul acolo, centrele de reabilitare, lipsă de medicamente, de-am știți care au fost, magneziu este, restul nu e. Da, și când mi-a spus, mi-a dat pastile care erau termeni expirat, două mă înțeles, termenul zic că e expirat, dar el zice că gâți bune. Eu zic, păi, eu știu, pe timp comuniști o să fășe din experiență pe șobolani, dar mă fășesc cu veterani. Păi, dați-vă stupete, vine, șumbieri. Nu, într-adevăr, sunt încălcări, zic. Mai departe, cei ce sunt de studii la preuniversitar și universitar pentru copiii noștri la buget, și în țară și în afara țării, toți se încalcă, în flagrant chiar se încalcă lucrul ăsta. Sigur, m-am ciocnit cu așa ceva și eu cred că când ați mântat pachetul social la, la guvern, când ați mai și punctul său, cred că Vasilici, ca președinte, nu are matat de aici. Da. Poliția de asigurare medicală, trebuie să putem care sunt cadrați în câmpul muncii, e trebuie și gratis, pentru că la pensionar e și așa și așa deja e gratis. Eu așa mă gândesc. Păstrarea locurilor de muncă a veteranilor de război și a soțenilor, pentru că sunt mulți veterani care nu pot lucra, lucrează soțenii care trățăm de familie. Și într-adevăr aici șomajul și greutăți, cum a spus dumneavoastră, că degradează una din pricina sărăciei, suntem în gura sărăciei, practic toți. Asta eu cred că e prima întrebare, băieți, și nu-i de râs. Dar când ne putem făi cu dumneavoastră astăzi, mâini pe mâini, ca să vedem și noi tot sub vârsta care e. Cei s-a vorbit, cum a spus și Vasilici cândva, o unitate de transport odată la 5 ani să aibă drept veteran de război să se aducă în țară, adică fără impozite, este prea mare. Cei sunt de decorații civile, de să vorbim așa, într-adevăr, eu propun una. Multe guvernări vin, promit, așa, și la urmă tot noi ne îndeplinim, adică promisiuni noastre, punem mâna la mână noi așa, sărași și ne așteptăm unul pe altul. Deci eu mă gândesc la decorați civili care băieți activ trebuie cumva de luat de înaintat, că, mă rog, azi un președinte cuiva îi place, nu-i place, dar Vasile și-o țin minte, domnul Maican spune, ne place, nu, nu-i place, dar văd că dacă vă rog, ne-ați mai știm cu 20 de ani la putere, noi și facem atunci așa, nu trebuie să ne întâlnim, atât să înaintăm ceva. Așa și la noi astăzi au apărut, așa și niște ambiții au unor, de azi vorbim așa. Mai departe. Și cazul de urgență medicală, chirurgicală, etc. Ei trebuie cumva, Vasile, că sunt în momente de-a dumneavoastră ați trecut cu Mițu, ați mai ajutat acolo cei ce țin de cardiologie. Trebuie cumva, poate să ieșim tot la guvern, că noi suntem o organizație non-guvernamentală și nu avem de unde. Domnul Alexandru, dacă noi privim multe hotărâri, decizii, practic, noi, încă n-am hotărât nici una, din care nu am primit până acum. Prima problemă care este, de ce se întâmplă așa ceva, că noi nu avem oameni acolo, noi, organizația noastră, suntem foarte mulți. De ce noi doi, un om, doi, trebuie să fie în Parlament acolo, noi trebuie să ieșim la o adunare generală, la Congres, să ieșim cu propunerii către Guvern, că din partea unui, noi suntem foarte mulți, din partea, trebuie să fie un om, cineva care știe toate interesele noastre. Iar asta, eu supăt, e prima întrebare și mai mare, care trebuie să o hotărâm. Și din momentul ăsta, oamenii și acolo, ei au să iasă în Parlament cu la ordinea de zi, de pildă oricare întrebări. Și toate aceste întrebări s-au hotărât. Până atunci, nu ne-ați și-o trebuie. Da, să ne promită acolo. Asta e tot egal cu zero. Până noi n-am să avem ori domnul Maican, ori sigur, acolo trebuie să fim. Nu contează. Un om care să hotărească, să pescă acolo, la dânsă. Și să vedeți din momentul și ala,
cum a să schimbi toată situația și a să ne aibă în vedere și a să potrivă întrebări și sociale și financiare și, mă rog, toate. Sunt servicii, sunt care trebuie, noi avem statut, conform statutului. Câte întrebări trebuie să ne hotărască, cât trebuie să ne dăie, cât trebuie să se hotărască. Nimic. S-a vorbit, s-a discutat. E da, și până... Și noi iar stăm, așteptăm următoarea ședință și iar tot așa și întrebări. Și de cum vorbim că noi vedem... Și noi trebuie de adăugat la acest pachet social, la ce întrebări? Eu propunerea ca asta, în primul. Pachet social, mi pare că noi, colegi, am majorat 500 și am să vă spun, guvernul niciodată nu o să accepte. Hai să spunem două cifre. De la 100 până la 500 nu o să accepte niciodată. Hai să ne gândim din alt punct de vedere. Câți noi suntem acum în realitate? Câte mii? De ce eu am vrut asta ca informația? Câte mii? De pildă 22 sau câte mii suntem? Nu se știe. Deci, în primul rând, el este pus în asta. E pus, da. Guvernul care a fost elit s-a asumat. S-a pus 500, la să rămâne 500. 500 de lei este nimic. Noi cândva primim mai mult. Hotărârile care au fost prima guvernului, 520 din 2 august 92, noi avem mai multe. Pe urmă, noul tăiet, noi avem reduceri la lumine, la servicii comunale, impozitul fiscal, la funciar, care sunt pământ. Noul tăiet, au lăsat și cu mare și greu ne-au pus 100 de lei. Noi le dăm înapoi 100 de lei, lasă-ne dăi 50%. Eu n-am avut. Dar sunt care au luat de 3 ori. Au luat și 500.000 de cupoane când au fost. Și au luat și acum. Și 82.000 tot au luat. Și au luat și casă l-au făcut și n-a scris. Dar și al care ieșe de alegere, s-a terminat războiul, s-a dus la bancă, a luat credit, a închis așa, a făcut casă, a rupt de la gură copiilor, de la testă, de legătă, și lui nu-i dă. Că el de ce s-a zis? Dă-i la ISA, de ăsta nu a avut cum test drumul, cum fi degradat. Nici n-a s-a zis, lui dă-i că cu pompă, dă-i măcar, dar trebuie făcut o echitate. Păi, și s-a dat o dată, de două ori, de trei, de când. Și trebuie să arătăm aici, în guvernul propunerii, că noi s-au dat 41 de mii. E că 41 la 50 cu indexația, mă trebuie dat la toți veteranii de război, odată dat, cu excepția la cei care au luat credit. Ca să fie echitate socială. Deci, ăsta, dacă o muncit, o luat, nu beneficiază deja la două ori, o luat și omul îi folosește la bună sa discreție. Pentru îmbunătățirea sănătății, poți să iei soție smart odată la odihnă. Poate banii ăștia la reparația casei, poate repare automobilul, poate să ajute copilul la învățat. La mine și eu am învățat 4 ani, vă spun, nu m-am pus la nimeni, am plătit la Universitatea de Stat, am plătit 4 ani, fiecare așa și trebuie să te puteți. Dar e greu, nu faci, până nu ieși așa. Dar dacă ar fi de stat, spunem un om bun acolo, e una când sună mai cancă, coitul, lupășim, deși de unul și-o părut de întrebare și sună la ministrul, de ce nu scutărești întrebare? Sună consilierul primului ministru, sau aparatul parlamentului, la președinței. E cu totul altă abordare, cu totul zămire, cu totul are ministru sau viceministru, sau șeful departamentului, agenției, nu a făcut așa, lege privede, nu a făcut. Eu, ca originar de la Nord, vreau aici, ce e cu mașinile bine, dar las fi și odată la 7 ani pentru invalid, dar descris așa că e odată invalid, se dă voi 50% de introdus în țară cu, când ați mai luat, plată, asta, de vamare. Taxele vamare. Da, taxele vamare, 50%. Și mai am la tratament, deoarece noi am stat mai puțin și nu toți beneficiază și nu toți ei, foile sănătoriale, să ne dea nu odată la 3, dar odată la 2.
Ну, дует, да. Скрием, а еще спрашиваем. Что редактируем, что не идем. Да, cum poți să întrebi o hotărâre dacă viceparlamentul șede care armata nu a făcut? Cu cine poți da întrebare? Șede ministrul apărării nu a făcut armata. Nu, cu el și el șede, el gândește, el nu gândește cap. Ce înseamnă război, ce înseamnă... Ei s-au făcut pacifist, șede viceparlamentul și hotărăște militare. Ui, la tine sovesti, tine sovesti ești cu ciuciut, sovesti, ciuciut. Uite ce paradox. Ca atare, toți ăștia care Ministerul Apărării a numit o repartizată informație la orice raion, secții de administrație militară în teritoriul raional, ca să dă informația că s-au redăsat veterani de război la comisariat, să le dă militar, să le dă înscris, adică așa și-au spus, nu verbal, dar înscris, îi trebuie ceva o întrebare spus, o dă înscris, de ce nu s-au hotărât, de ce? Astăzi, eu trebuie să mă rog la persoane respective ca să vină aici. Cum a spus dumneavoastră. Dar cum și? Ca atare trebuie și, practic, toți șefii, oare reprezentantul secției la Dumnezeu Militare, trebuie și prezent cu informația câți veterani de război au fost pe război și câți nu avem la moment, câte legitimații informații, câte legitimații noi. Informația asta trebuie să o aduc prin lor. Vedeți atârnarea lor. Înțelegeți? Eu mă gândesc că s-a asta alte tensiuni aici la noi, dar, mă rog, fie după... Că noi nu avem reprezentant în Parlament. Înainte mai întâi în Parlament și de unul care a fost combatant. Eu și uite măcar hotărârea că Valera știe că Grigan e de domnul sănătatea lui. Cât îmbla el numai cu locul ăsta, cu singurii. La sunt probleme de fiecare zilnic și te duci la răi, spalcom, la... Александр, ну, давай еще нека пропорция, чтобы все батарет пропорция. Кума сшибла на 104. А что? И кума спус, что ты факт? Noi foarte mare organizație. Trebuie să ieșim cu propuneri la Parlament, la Guvern, să și omul nostru acolo undeva. La Guvern. Care să hotărască un consilier sau cum acolo. Cât de cât. Care să prindească. Dar nu merge vorba, sunt ofițerii în rezerv care se pot că la Ministerul Apărării este o secțiune. Și el alege un cu metru de la Ministerul Apărării care nu a fost combatant și el hotărăște întrebarea cu combatanții și cu veteranii de război. Păi sunt ofițeri care au fost combatant și să primească leafa de la Ministerul Apărării, mă să primească, și un care reprezentant. Hai să discutăm o întrebare. Câți oameni trebuie să semneze, câte mii, ca să pui... Și un reprezentant de la ministrul din partea Uniunii. Câți? Ia că dacă noi... Facem o petiție mare, în legătură cu toate evenimentele astea. Și la fiecare petiție, a să fie familia, numărul legitimației și semnătura, că să fie o reprezentantă, de pildă, Eduard Vasilevich, ori... Nu contează. Cineva. Da. Și a să fie semnat de 2.000, de 10.000. Cât? Am auzit 200 de oameni, 300 de oameni, 600 de oameni. Da. Și vrem și facem o petiție foarte mare în față de guvern și ca să fie introdus. Da, dar consilier de-a nostru să fie acolo și în cazul, dacă avem careva probleme, el să le abordeze, să le aducă deodată pe masă prin ministru. Ca să nu fie așa că noi ne ducem și ne rugăm, hai dați-ne voie la primire. Dar anume să fie omul nostru deja acolo. Ce fund? Cum să punem în timpul de față? Uniunea e cea mai mare organizație, dar să ducă cei care sunt 30 de organizați, 30 de membri. Și de consilierul Ministerului Afacerilor Interne, acela care are 30 de oameni în... Нет, я почему предлагаю вот вам такой вот республиканский, там, идите, председатель, сделать официальное письмо или на председателя парламента, чтобы был человек, работал и получал зарплату от министерства как функционер публик, да у Лукрака ветеран за разбой. Ну, ну, посарить и третий чемпион, ел следующий. Я говорю, эти документы туристов, то макар читаешь, он говорит, а я имею документы Министерства обороны. Я говорю, ты имеешь документ, ну, ты его прочитай и подними. Legea este, legea. Acolo sunt reprezentanți, dar Max află interesul unui grup, nu? Da, a unui grup, nu? Trebuie de Uniune, de... 6.000 de lei le-a pătămești, pe care el nu poate cumpra. Trebuie să vădeze pentru un consilier din partea asta. Sunteți împuterniciți dumneavoastră în fiecare, dacă avem, de pildă, fiecare teritoriu, organizația raională.
Dacă dumneavoastră ați colectat semnăturile astea, cum zice singur, cu legitimația, cu buletinul, și câți n-ați fi, Ochnița, Soroca, și când te uiți, când publica, da. Și reale, și reale, nici nu-ți discută. Chestia în altă. Să nu așteptăm noi, să nu așteptăm, o atins întrebare care este relația între Uniunea Teritorială, adică a dumneavoastră care o prezentați, și administrația publică locală, atât din nivelul 1, atât din nivelul 2. Deci o spus în câteva cuvinte. Înțelegeți, ca să fiți auziți, trebuie să strigați, trebuie să bateți în ușă. Eu am fost în Chelice și credeți-mă, dumneavoastră ați venit azi fără argumente. Dacă veniți aici și spuneți, uite, eu am avut adresare la primar, am avut adresare la vicepreședintele raionului probleme sociale, care e responsabil de domeniul dat, inclusiv și ce este a dumneavoastră probleme. M-am adresat și nu mi-a răspuns. Uite, am înaintat o cerere. Da. Când faceți lucrurile astea, vă spun, faceți în două exemplare, nu vă fie greu. Dați, una o înregistrați la dumneavoastră și rămâne la dumneavoastră, una rămâne la dânsă. Intră în vigoare legea petiționării, care e în decurs maxim la 30 zile, trebuie să vă dea răspuns. Uite, când vine țară, spuneți, uite, eu m-am adresat, că am apelat o dată, două, trei, patru, cinci ori, m-am adresat, mi-au refuzat. Asta e una. E un lucru care... Doi la mână. Dacă s-a spus, de exemplu, azi, dumneavoastră, nu vă supărați, dar asta trebuie să dețineți informația asta. Uitați, pentru Uniunea noastră, pentru mișcarea noastră, sunt alocați anual din buget atâția bani. Noi cu dânsă, 25 sau 30 de mii, eu mers, de exemplu, la 2 martie, adică îl ați petrecut. Dar acolo mai sunt evenimente care dumneavoastră le faceți. Chiar inclusiv și unele momente acolo care să ajutați la un, să faceți la un combatant acolo, să ajutați, adică contribuția a Uniunii la un monument, spui un altul. Deci sunt niște lucruri care, credeți-mă, raionul nu are bani. Și este de unii. Deci la noi, eu încă v-aș sugera o idee, dumneavoastră, președinților și vicepreședinților din raioane care sunteți organizați. Da. Deci trebuie să participați totdeauna la ședințele Consiliului Raional, în special, fiindcă ei sunt distribuitori, inclusiv și la nivelul 1 a banilor. De ce merge vorba? Distribuirea fondului de rezervă în fiecare raion. Și vă spun sincer, eu am un socul ăsta, m-am ars, adică nu am ars, dar m-am cop și am văzut de acum. Că la noi se acordă din fond de rezervă. O luată, de exemplu, 10 litri de ardezii de pe casă, un vânt, deci omul și-a lui dă. Stați o leacă. Pe lângă calamități, noi mai sunt și întrebări care, de genul ăsta care spuneți, da, e normal, să acorde acolo un 3, un 5, un 4, maximum la fondul de rezervă care poate să-l acorde așa, e 6.000. Dar 6.000 pentru o familie, Doamne ferește, la un deces, e o sumă care îl scutește. Deci, asta merge vorba, îmi pare rău, nu sunteți consilieri, nici locali, nici raionali aici. Prezident, sunteți local sau raional? Raional. Raional. Noi nu cunoaștem pe tine. Nu, fondurile este cum te de pe o șot de altul și apoi până în primii. Dacă îi fac, o ție asta. Asta eu vă spun. Și încă un lucru. Este vicepreședinte de raion care e responsabil de probleme sociale. Eu nu știu cum la dumneavoastră raion, la noi, de exemplu, se ocupă numai cu sportul, nu știu, v-ați adresat la dânsul, nu? Păi normal, întrebarea cu ăsta. Și nu e numai la de că la 2 martie s-a dus și s-a tăiat acolo în monument, numai să-l fotografieze, să-l placeze pe Facebook, să-l vadă că el, ferează Dumnezeu, rupă cămieșa. Dați-i întrebare. Domnule, tu ești responsabil de domeniul social. Ia că tu șezi la monument, ia că ieși în fața la băieții ăștia, cât s-au adresat la tine și la câți dat și soluționat întrebarea. Și mai mult nu-ți mai stie nici acolo. Lasă știi lumea eroi. Nu, dar vă spun, lucrul ăsta trebuie să întâmple. Vreți să fiți auziți, strigați. Și ultima ce vreau să spun, nu căutați persoane. Prim-ministru, atât și adjunctii lor, au consilieri pe toate întrebările. Consilieri care pe probleme sociale, care unul, într-adevăr, în atribuții lui să fie scris negru cu alb, așa, cu șutit gal. Cred că am fost mai serios, o leacă că sunt mai tineri care vor reacționa la tema asta. Deci care să fie responsabil anume de... Și odată, în trimestru, dumneavoastră să vă întâlneți, dumneavoastră conducerea Uniunii, deci să vă întâlneți cu dânsul. Uite, ia că noi ne întâlnim. În teritoriu, ia că care e problema. Ia că în Sângerea aceea, în Grodenie aceea, în Iedineț. Și vă spun sincer, că Maia Sandu, cred că o să fie mai receptiv, că eu au văzut guvernările care au fost până acum și e poate leagă hățărbă să le strângă. Noi odată în trimestru nu putem, că noi viața așa se mișcă, unul moare, acolo și altul trebuie făcută, este atât de gândit și noi nu putem să așteptăm, că trebuie alți hotărâți și alți de gândit.
Și la noi întrebarea asta a fost acum. Este domnul general Corupceanu care a fost amenințat, dar el nu a fost ținut fiind de la armată acolo în jurul lui tot stima și respect, tot de el nu ieșit de operativ, nu apără interesele lui de aici, el cu noi nu a luptat, a fost numai în Afganistan, a fost amenințat acolo, el face de el așa mai de acolo, trebuie unul de lucru că zilnic scotărească, dimineața a venit și aha, ne-a sunat din Sângerie, acolo, da, doi băieți trebuie operație, unul e acolo, trei e decedat, unul părinții ești plecat și au rămas singur. La noi așa e viața. Ar fi bine dacă ar găsi... Da, că și ele tare am făcut niște probleme și am intrat aici. Vă spun la fost la revedere, vreau să mai discut. Într-adevăr, dacă vrem, cum a spus, că să mai urgentăm locul ăsta, noi trebuie să colectăm sănătorile. Câți aveți acolo? Noi trebuie să te aflat acolo. Da, spune să vorbesc. Și minimul cât ne trebuie. Domnule, eu cred așa, a venit inițiativa la zona de nord, la Consiliul Zonei Nord, așa? Consiliul Ședința Consiliului. A venit întrebarea asta, cât timp de noi prima mea de propunere. Iar până noi cu propunerea asta până acolo, dumnealui o înaintăm ca decizia Consiliului Național Nord, noi o înaintăm la Consiliul Național, care s-a dat de 13. Noi dau citire la decizia Consiliului Național Zona de Nord, aduc la cunoștință o notă informativă, cât tot Consiliul Național, care și pe Republică, pe urmă, dacă eu să aibă de adăugat ceva la propunerea noastră... La vot? Nu la vot. La să dau. La să dau. Și pe urmă de... Înțeles? La ordine de zi. La ordine de zi. Dar întrebarea asta care o sugerat-o cu domnul Igoraș, acolo noi mă gândesc că noi trebuie să colectăm deja semnături astea. Credeți-mă cu mine. Și chiar îi primit propunerea dumneavoastră. Noi nu avem disciplină în care trebuie. Da, zona de nord e activă, participă tot locul, sunt primii, e, bravo, mă rog. Dar noi avem o categorie de ședințe oameni care ședințe întregi nu se arată deloc. Ne ignorează, eu asta nu spune că aici e scris. Da, nu se arată deloc, ceva trebuie făcut cu dânsul, nu? Deci ar convocat Consiliul unui vărăie nord. Am convocat, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, mulți sunt politizați și au implicat organizația în politică. Că el nu s-a dus ca de numele organizației, dar putem să o prezenta ca președinte. Nu contează. Cineva te prezintă ca președinte, ori ca membru al Uniunii Naționale. Du-te pe civil și din cont personal. Fiecare noi avem viziuni politice, avem fiecare. Noi, eu îl simpatizez specială, dumneavoastră specială, dar când e vorba de luat o decizie din numele organizației, noi am spus că este Consiliul Național, care el e organul superior care decide, prin vot majoritar. Înțelegeți? Dumnealui e ignorat așa, dar cine sunteți voi? Eu sunt președinte. Dacă tu ești președinte, îți vii la Consiliul Național și ai spus, ai spus de emoție, dar ai spus. Am avut atac eu, am avut domnul Maican atac, am avut Radu atac, Cimbriciucu a avut atac la persoana respectivă. E foarte regretabil că astăzi reprezentanții secțiilor administrative militare nu au fost prezenți. Pentru că, într-adevăr, eu primit indicații la Ministerul Apărării a domnul Cociu, care este președinte Comisiei Veterani de Război, care colegi estimați mai perfezat de estimaților, și le-a dat indicații că orice veteran de război, în fiecare secțiune administrativ militar din teritoriu, li s-a spus, membru pe alb, că orice veteran de război, fiind cu o problemă, vă rog frumos, cum a spus domnul Tăbarcea, înscrisă de, nu verbal, ci, ce-i cu dosarul meu? Asta le examinăm. Nu, tu trebuie de scris. Că le examinăm. Dă-mi de scris, te rog frumos. Dosarul lui X se examinează. Altă întrebare. Tot așa, tot așa, trebuie să vă dai de scris. Și am vrut să-i întrebăm astăzi ce expune în față de noi. Ne trebuie să aplicăm întrebarea dumnealui, domnul Mihail a spus. Ce fel de ministru, dacă el nu a făcut nici armată. Ministru apărării trebuie să fie voiene. Atunci, uitați la care e disciplina la dâns și la militar. Asta tot e bine. Înainte, militarii care erau responsabili, că e comisariat militarii, erau primii dintre noastre. Așa? Ca neamțul. El vine cu jumătate de oră ca să nu întârzie la ora respectivă. Dar asta se primește la noi. Uitați la stima și i-am sunat pe toți din teritoriu. Și le-am spus că vă rog frumos, că
unica informație, că noi suntem în bazele de date la dumneavoastră. Că toate bazele de date acum e la, la comisariat militare, nu e la poliție, ministerie, cum am fost noi, care e poliție, care e la SIS, etc., etc. Ce mai vorbim de voluntar, chiar nu are niciun minister. De ce spuneți? Deci ce a spus că noi suntem veterani de război, nu suntem polițiști, nu suntem voluntari, nu suntem militari, suntem veterani de război, unde suntem la evidență și avem pachetul nostru, document, dosarul nostru, bază de date, stând la Ministerul Apărării. De ce dumnealor trebuie să fie cu o informație, unde vă dat indicații, ca astăzi să vină, să prezinte informația nouă, nu-i secret. Disciplina o încalcă și ei care nu sunt politici, dar care sunt politici. Ei au uitat, unii, cu regret, unii camarazi de-a noștri, de arme de-a noștri, au uitat că el e președinte veteran de război, dar nu e președinte policienilor a unui partid politic. Și trebuie să apere interesul veteran de război, că avem o grămadă de probleme. Ați spus, dumneavoastră ați menționat anterior, că mulți camarazi de arme din rândurile noastre se duc în lumea celor drept din pricina sărăciei și degradează omul, indiferent statutul lui. E ministru, nu contează, când te apuc sărăcie, Doamne ferește. E foarte regretat, pentru că noi vrem să-l ajutăm, dar noi nu putem. Te-aș pe un părinte, când vrei să-l ajuți, n-ai cu ce. Și uităm un altul, ies alături, când avem cu ce să-l ajutăm pe altul. Țin ce vă spun. Și asta e foarte dureros. Dar cineva e interesant ca noi să degradăm, ca să suntem ca forță Republica Moldova, veteran de război, care putem să ne tragem la respect pe dumneavoastră, să-i punem la respect. Dar ce mi-a spus și domnul, ce-o rămas? Băbuță, moștice, e acolo, un primar conduși cu un sac, 5 băbuță, 5 moștice. Și atât. Scopul lor, ce? Uitați-vă, anterior noi am vorbit că, vă rog frumos, cu domnul Corobcean atunci a solicitat și procesul verbal, un primul proces verbal a ședinței Consiliului Zona de Nord, a fost înaintat acolo și propus, vă rog frumos, persoanele, diferite de război, care sunt cadrați în câmpul muncii, nu și băieturi, nu și băi conciliați, pentru că unica sursă de existență a familiei, să întrețină familie. Ori dacă veteran de război nu poate lucra, măcar soția lui să se întrețină locul. Îmi pare rău de unii colegi de noștri, eu uitam că dacă noi să ne politizăm, nu uitați că dacă cineva s-a politizat, nu uit că în spatele lor dumneavoastră ați menționat că fiecare președinte de raion are 3-4 de băieți în spate. Ce zic băieți și săraci? Dacă noi aici de ghe-de-ghe ieșim la mamă, dar ce să ne spunem de persoane ce de băieții noștri? Și eu sunt ferm convins că dumneavoastră aveți zile de sute și zile de sute, poate de sute de la om și același om care e greu și cu ce să-l ajutați, nu putem. Atunci poți vă dă și întrebare, dar ce mai sunteți ca organizați dacă nu puteți pe fătărâie? De aceea, ce am vrut să spun, că Consiliul acesta, Consiliul care noi l-am provocat astăzi, într-adevăr, trebuie să luăm o decizie destul de, cum spune, de dur, cum ați zis, da? Severă. Severă. Ca la Consiliul Național, cum suntem amu activ, așa să vorbim și la Consiliul Național. Pentru că, o vedeți dumneavoastră, noi avem din partea noastră, din la Zona Nord, două persoane care au primit astea indicații, nu vin aici. A vrut să spun și Făleștiu și Drochea. Vă spun pe dată. Nu înțeleg de ce Edinusul a venit, dar parcă... Nu, Edinusul e ceva cu soldat. Dumneavoastră s-au gândit că noi aici venim să vorbim despre politică. Nu vorbim despre politică, dragii mei. Noi vorbim ceea ce e scris în statutul nostru, da? Noi am uitat, noi ne-am abătut la viața socială a veteranilor, care trebuie să apărăm veteranii război, ne-am abătut. Cineva are interes politic, cineva are acolo ceva în buzunare de... Eu cred că deja abătăți vorbim deschis. Deschis pentru că eu nu pe mine mă interesează. Băi, dacă tu susții partea cealaltă, Dumnezeu, te duci și-o susține, primești un ban, îți bade în palme, bravo ție că-l primești, așa trebuie să fie. Înțelegeți? Dar nu uita că ești președinte de veteran de război, care ai activul tău, Consiliul tău administrativ raional, unde, cum îți zici domnul Igor, nu poți veni tu ca președinte, l-ați primit cineva. Dar îl înțelegem, domnul Igor, știți cum? Chiar dacă nu vine niciunul, puteți masonare să am, nu puteți vine și gata. Consiliul Numărăiei Nord, 29.06.2009, s-a decis. Primul punct. În scopuri politici, nimeni nu-i îndrept să reprezinte Uniunea, ori să folosească ștampila, drapelul, blanchete, fără decizie Consiliul Național. Care de acord? Votăm. Este organizație non-guvernamentală a politic cu dreptul de a apăra probleme sociale,
interese și drepturi constituționale veterani de război și membrii familiilor lor, conform legii în vigoare și a statutului organizației Unăvărăie. Cine e de acord? Orice membru al Unăvărăiei care este, care va încalca primul punct al deciziei Unăvărăiei Nord, ori va fi, ori alte încălcări disciplinare va avea, să fie sancționat administrativ, ori să fie expus din membru, din, ca membru din Gradul Unăvărăiei Național. Da. Administrativ, nu, administrativ nu puteți să sancționați. Da. Nu, da? Nu, 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 expus. Da. Sancționat disciplinar, disciplinar. Dar administrativ nu pot să sancționați. Disciplinar. Nabil trept. Sancționat disciplinar, ori de expus din membru urmărit de către Consiliul Național prin majoritatea de voturi. Da. Prin Consiliul Național are... Nu, no. Consiliul... Național. De pe el, național. 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 Corect. Fiecare din noi, din președință, intră în Consiliul Național. Și noi reprezentăm o majoritate și parte și... Nu, reprezentăm organizația raională. Precizare, dar dacă președintele acela care trebuie să fie sancționat, cum ați procedat? Dar tot Consiliul are drept. Tot Consiliul are drept. Majoritatea. Asta se concretizează. Bine. Veteranii de război din cadrul Unăvărăiei a fost și vom fi garantul stabilității și păcii a întregii societăți de Republica Moldova, nu divizi în societate. Care e de acord punctul ăsta? Dacă faceți aminte, da? Nu-i drept, nu-i drept formulat. Nu-i drept formulat. Nu, eu nu am pus așa. Numai idee. Noi am fost în timp. Adică unii erau, Doamne ferește, noi avem informații că puteți și destabilizare în țară. Apolitic, politic nu contează acolo, forțe meschine, etc. Noi tot timpul am fost cordon pe foarme băieți, ținit între politici și între protestatați, ca să nu știi ciocnit violente. Noi tot timpul am fost garantul stabilității. Pacifist. Nu pacifist, noi nu am eu am spus garantul stabilității. Spune și garantul stabilității și ajunge. Pentru că nu dăm voie, Doamne ferește, să-și împărțăți. Noi nu dorim război. Garantul stabilității și totalității al președintelui. Președintele se... Noi ca organizație oficială. Da, da. Trebuie că tot pur și simplu un cuvânt care să nu îl gătați. Noi garant și pentru că sunt ca alții facă de capă care noi te-am să încep. Aduci unul sui pe scena următoare și arunam pe scara următoare. Dacă ați mai luat așa decizii... Unul se întinde. Da, unul se întinde, da. Se închină. Și unul ce a spus domnul Maican, a spus că el nu și-mi citie aici, dar eu a spus. Camarazi de armă care au căzut pe câmpul de luptă s-au jertfit viața pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Și noi, cu dumneavoastră astăzi, suntem datori pe viitor să apărăm integritatea teritorială și independența Republicii Moldova, așa cum am apărat-o cu arma în mână în 1992. Adică să nu dăm voie să distrugă țara, ca țară. Așa că noi suntem organizație apolitică, non-guvernamentală și noi apărăm conform statutului interese veteranilor de război și membrii familiilor. Protecția socială și interesele și drepturi constituționale în cadrul legii, așa, adică conform legii în vigoare. Mai mult pe noi nu interesează nimic. Și așa câștigat, o sort de lei al bunică care deoarece cu terachiu? Acum, cine pentru, pentru această decizie, care noi am luat o decizie, Consiliul, adică zona de nord, vă rog să votați. Dar forma acolo nu scrie. Nu, nu, nu trebuie asta de nu, acolo e... Forma acolo e cât scris. Noi să mai adăugăm asta. Te apăm și Consiliul Național, nu unde am văzut despre uniformă, despre ce trebuie să... Dar făcut... Asta ce întâmplă normal acolo, cred că se... Ce se de pachet social? Pentru că astăzi mulți s-au gândit că m-au sunat, chiar cineva m-a sunat, nu vă ceți la... Astăzi la Bălți, cum faceți domnul Pașcu, cum faceți, vă rog frumos, Consiliul la Bălți, pe zona de nord, de atâta că dumneavoastră politizați organizația. Dar eu le-am răspunsul meu care a fost, că dumneavoastră știți. Zic eu, conform statutul membrii Consiliului Organizației de Nord, noi ne folosim de statut, adică este statutul organizației, conform statutului și noi în afara statutului nu ieșim, în afara legii statut. Așa că vă rog frumos, nu retrăiți că noi ați politizat decât mai tare ca dumneavoastră și ați politizat unii, nimeni nu ați politizat și o închis pe urmă. Și o reprezentat la Ministerul Apărării, mi-a spus. Am văzut astăzi blocajul ăsta. Dumneavoastră, cred că, uitați-vă atent, cred că e clar ce nu vrem să dăm, cred că să răspund acolo la
Consiliul Național, nu gândesc persoane respective de ce au lipsit. Dar nu că ce au lipsit, pur și simplu puteți să-mi spui în față, domnul Alexandru, nu putem ne prezenta la Consiliu, din motive politice, din motive personale, etc., etc. Eu am vrea să-l înțeleg. Dar când să-l mințești, luăm să-l duci în eroare, că vin și a să vin cu vicepreședintele și nu a venit nici cu cealaltă. Dar, iacă referitor la faptul și al că unii președinți nu s-au prezentat, ascultați-mă, iacă aici au apărut o idee foarte bună. În legătură cu aia asta, iacă a scris, Droche, așa-i? Ediniță și un alt. Trebuie solicitat de la președinți să petreacă adunarea generală. Și să fie conducere de la Chișinău. Și poate nici nimeni nu știe că el a fost invitat sau este el. Și să abordeze anume întrebarea asta. Cum președintele ignorează ședințele? El e ales de câți oameni? De 300 de oameni. Și nu s-a prezentat. Da. Ia ca și fel de disciplină. În cazul de față, domnul președinte putare, dacă dumneavoastră nu aveți posibilitate, ia ca spuneți, care era motivul de neprezentare? Și a să fie foarte bine și poate să fie și realizare și alt președinte. Și a să avem cu cine lucra. Dar așa nu avem cu... Să deconvocă la adunarea generală... Anume în organizațiile cele care nu se prezintă. Da, teritorial. Și de asta să fie foarte bine. Și să vezi și disciplina și pe viitor. Și să vezi cum au să lucrez băieții mai departe. Băieții, eu știu... Și dacă înțeleg la tine, băieții. Eu înțeleg că e greu la tăță. Poate odată, în 4 ani, mai vine ceva. Dar tu nu uita de organizație, nu uita că ești. Mă ales ca președinte. Dacă tu ales, ai, ai treaba ta. În picioare de te-ai dus. Du-te unde vrei. Dar nu tu vină, că nu uita că ai tu. Tu ești, mi-am spus domnul Mihai. Mi-am spus domnul Mihai. Domnul Mihai, ta ai uitat că ești președintele. Veteran de război din Uniunea Națională de Război. El a uitat că noi l-am ales pentru față de ce? Voi aveți drept că la elaborarea bugetului și aprobarea bugetului, da, toți absolut cetățenii Republicii au dreptul să participe și să iască, să înainteze propunerea. Consiliul Consiliu, că înțeles că are drept acolo și acolo când se aprobă, am înțeles că sunt șefii de direcție. Toți absolut, toate serviciile disconcentrate. Consiliul Consiliu, că l-a ales dumneavoastră în teritorial regional, cât sunteți acolo? 5, 6, 7, eu nu știu cât sunteți acolo. Sunt pe 11, 30 ceva, 33. Nu, pe 20, ca simt prezent. Nu, de pildă, la noi 21. Azi, 21 la noi. Da, de pildă, sunt 18 și așa. Dar în alte raioane, e 33 de localități, pentru că a luat pe localități. Dar fiecare consilier, fiecare sat, pe localități. Da, și în fiecare localitate... Și că președinți Consiliului Raional, chiar dacă nu vrea să facă lucrul ăsta, dar el are temei că nu s-a prezentat. Suma care se alocă pentru măsurile astea, eu vă spun că eu am fost, sincer, nu vreau să mă lau, să mă bat eu cu pumnul în piept. Eu am fost primul care, de exemplu, în Consiliul Raional, când am înaintat, am devenit în funcție, am înaintat și am făcut buget pentru aceste trei măsuri. Eu primul în 2011, 2 martie, eu l-am făcut din banii mei, din sponsorizările mele. Iar Valeriu este, Vitalie este, și Mihai este, poate să spun lucrurile astea. Dar nu e normal. Când eu să mă implic, eu din banii mei, când asta e obligațiunea Consiliului Raional. Și s-a format bugetul. Bine, eu am pus în primul an 50.000, a doilea an a ridicat 60. Eu l-am dat consilieri înapoi, dar dacă e insistent de ținut, poate mă cost 70.000 și 80.000. Că banii mulți cheltuie iurea. Bata, stimați președinți de Raioane, vă rog frumos să intrați pe la Consiliul Raional, pe la președinte. Și să făceți de mers în două... Făceți de mers, întrebări la ordine să mai sunt. Gata, eu vă rog frumos să... În memoria eroilor, că sunt câmpul de luptă. Vă mulțumim. Stimați membri al Consiliului Comunului Național de Veterani de Război Nord, ședința Consiliului pe zona de Nord s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc că ați fost foarte activ și mă bucur, vă doresc mult sănătate și să ne revedem la Consiliul Național pe data 13 iulie. Cu noi propunem!